Sunt un entertainer, nu sunt responsabilă de absolut nimic decât să fiu un entertainer și lucrez în domeniul showbiz-ului, nu sunt aici să educ pe nimeni. E rușine că femeile nu trebuie, trebuie să fie drăguțe, să nu se îmbete, să... Toată lumea știe că nu e adevărat. Dacă vreți, puteți să ne prefacem că e adevărat. Nu e adevărat, se fac rangă femeile în club, vin pe tocuri și rochițe și vomită la baie. Eu nu vomit. Înainte să urc pe scenă, niște colegi care au urcat și ei în seara aia pe scenă, care acum fac stand-up și sunt cunoscuți, mi-au zis, stai liniște că oricum o să fie prost. Și aveam și eu emoții. Dar au fost Caterinca, că erau băieți acolo mulți în backstage. Eram și eu o fată singurică pe acolo cu ei, dar ei erau nebuni. Se numește invidie. Acum anii au trecut și pot să zic asta pe față. Dacă mă întrebai asta când aveam 26 de ani, acum am 34, eu răspundeam altfel la întrebările astea. Deci tu poți fi foarte bun, să vină lumea să zică, mamă ce mi-a plăcut, dar dacă nu simți tu că a fost distrugere, te duci acasă și zici, nu, eu mă las de stand-up, e clar. Și alții care sunt, vai mama lor, au un tupeu, mamă, mamă ce comedian sunt. Și te uiți la ei și zici, bă, aleo, Doamne. Dar este o exagerare foarte, foarte, foarte mare cu critica. Foarte mare. Orice faci nu e suficient, orice faci nu e bine, te pregătesc ei pentru viață. Sunt mai dur cu tine că o să vezi tu cât de greu o să fie. Sau îți explică că lucrurile nu sunt corecte prin teatru și atunci tu trebuie să înveți să te lupți. Dar de ce nu-s corect? Și când am plecat în turneu cu stand-up, era o scenă murdară, de ce am dat-mi un mop? Că nu facem pe scenă asta. Și aveți femeie de serviciu? Dați-mi un mop să spăl scenă. Nu trebuie să-ți... Aia e treaba. Aia e treaba cu succesul. Nu e aia în care am venit. Sunt aici. Nu, tati. Vai ce tare ești că ai făcut spectacolul de teatru de la Bulandra când ziua că ți-a murit fiica. Ești nebun la cap. Înțeleg, ok, arta înălțătoare a teatrului, felicitări, extraordinar, munca, opera scrisă, autorul, regizorul, trăirea, foarte frumos, oamenii, respect publicul. Dar cred că puteai să-l anulezi, ok, e doar un spectacol de teatru, calmați-vă puțin. La un moment dat, profesorii mei, când m-au văzut pe net, vomitau sau ce căcat. Asta e problema, critică la modul ăsta. Suge burta, suge p***a, lasă-mă în pace. Poate trăiești cu mai puține vacanțe și plecări, intri pe Instagram. Viața se întâmplă acum, du-te călătorește, o p*** care alargă spre acus cu rochia. Am zis p***ă și ai râs, e un cuvânt care te atinge sau... Sau un tricou pe care scrie, eu-s bogat că am tricou ăsta pe care scrie ceva, ești prost la cap, ești cel mai mare sărac. Ne-am cumpărat o casă, un cămin, un loc unde locuim. Locuiam, că nu mai locuim împreună acum, că ne-am despărțit. Și cine a rămas în casă? Eu. Bună seara, prieteni, și bine v-am regăsit la un nou episod de podcast Vin de o poveste. Bună seara, bună dimineața, bună ziua, salutare pe scurt tuturor prietenilor care se uită la noi în momentul de față. Salutare și dușmanilor care, dacă se uită la noi, deodată devin prieteni. Invitata mea de astăzi este o invitată pe care mi-am dorit-o de foarte mult timp aici la podcastul Vin de o poveste, mai exact de vreo cel puțin un an jumate. Iată că s-au aliniat planetele, s-au aliniat stelele și... se întâmplă să fie aici prezentă la podcast și mă bucură tare mult prezența ei, una dintre primele fete pe care eu le-am văzut în stand-up-ul românesc. Apariția a fost una exotică atunci când s-a petrecut, iar de atunci ea și-a conturat și și-a definit foarte bine atât imaginea cât și cariera în acest domeniu, care până nu demult era unul doar al bărbaților. Așadar, prezentă aici la podcast Maria Popovici. Bine ai venit și îți mulțumesc tare mult. Mulțumesc pentru invitație. Deci eu sper că nu dați cadre cu mine cât așteptam să termine să mă prezinte, că am dat ochii peste cap de mai multe ori. Păi tocmai de asta le dăm. Noi nu știam acum. Schimbat și poziția pe scaun, nu dă bine, numai să le tăiați. Chiar voiam să te întreb, că ai zis că de 2 ani voiai să mă chem la podcast. Dacă tot ești tu cu întrebările, încep eu. De ce voiai să mă chem la podcast? Cum adică?
De ce? De la ce te-ai luat? Ca să fac vizualizări. Păi vezi, hai zi acum. Dar eu sunam foarte sincer, adică n-am niciun fel de problemă cu chestia asta. Evident, acum aș fi putut, dacă n-aș fi avut alte principii, să zicem. Da. Hai să nu le numim valori, că sună prea eufemistic, da. Așa? Aș fi putut apela la foarte mulți oameni cu ajutorul cărora să facă acele vizualizări, doar că în mintea mea încă mai zace această conștiință și anume să fac vizualizări, dar să fie și calitative, să fie cu sens. Bun. Adică oamenii să rămână cu ceva, invitatul se simtă bine. Mă simt bine, cum ai zis, am înțeles, mi-ai dat-o cu manta, așa un compliment, îl primesc. Nu, că aici avem, cred că, cel mai mare SPM din țară, deci cred că avem un public foarte comercial, ceea ce înseamnă că publicul de aici, toată lumea se laudă cu fiecare, am observat fiecare care produse la audă cu publicul lui, ca și cum n-ar fi aceiași oameni, care se uită la toate podcasturile. Nu e adevărat, noi la podcastul ăsta și râs, chiar aveam un public foarte calitativ, fără mișto. Nu, așa avem și noi. Bineînțeles, există momente când sare în aer audiența, dar în general publicul de aici, eu îl recunosc citind comentariile. Văd că scrise corect. Da. Ceea ce e tare, că reprezintă, adică e o reflexie asupra ta. O dată și a doua oară e o bulă de 20% de români, cam atât, cam ăștia săia care e statistică. Păi e foarte tare să le mulțumim că sunt aici și că se uită la acest podcast atunci. Și să-i rugăm să nu plece de lângă noi, pentru că împreună avem de făcut multe lucruri pentru țara asta, că altfel aia 40% analfabet funcțional nu cred că reușesc să facă singuri. Da, tu salvezi țara asta cu podcastul ăsta. Poftim? Tu salvezi țara asta cu podcastul ăsta al tău. Bă, să știi că uneori mă gândesc la responsabilitatea pe care o am, ne ducându-mă mult prea departe, și aici chiar ai deschis o cutie a Pandorei, da. Pentru că sunt multe discuții pe tema asta, de responsabilitatea persoanelor publice, de responsabilitatea discursului, vezi, domnule, ce a putut să zică. Discutăm dacă vrei, ador acest subiect. Ador acest subiect. Îl începem. Hai să-l începem. Ți-e frică de cancel culture? Nu. Mi se pare Ești sigură? Da. Sunt un entertainer, nu sunt responsabilă de absolut nimic decât să fiu un entertainer și sunt trainuit să fac asta. Nu sunt un entertainer care la un moment dat și-a făcut canal de YouTube, sunt actor, licențiat, lucrez în domeniul showbiz-ului, nu sunt aici să educ pe nimeni. Dacă reușesc prin arta mea, prin manifestările mele, prin ceea ce creez în mediul online sau live, de altfel, să aduc, nu știu, și un insight, ceva și să educ pe cineva într-un fel sau să motivez într-un sens bun, normal că mi umplesc sufletul de bucurie, dar nu este responsabilitatea mea să educ pe nimeni. Fac content pentru adulți și spectacole live pentru adulți. Asta este entertainment, nu lucrez în educație. Stai puțin. Dacă la asta te refereai, iartă-mă, poate m-am grăbit să vorbesc. Nu, și la asta. Și la asta, numai că odată că poate fi scos din context asta cu contentul pentru adulți. Faceți un reel pe TikTok. Eu fac content pentru adulți. Te omor. Să punem și link în descriere. Te omor. Îți distrug studio-ul ăsta tot. La Linktree. /. Mă refer la faptul că eu nu cred că numai... Că nu-i vorba neapărat de educație aici. Ci e vorba de faptul că oamenii care se uită la tine și care la un moment dat ajung să te placă, foarte mulți stand-up comedian, de exemplu, spun treaba asta și Toma a spus-o foarte recent, chiar pe acel fotoliu pe care ești așezat și tu. A stat Toma aici? Da. De-aia miroase așa, uite că miroase într-un fel. Miroase arhitectură, nu? Miroase a bani. Toma are bani mulți. Da? Ce fraier ești și tu l-ai plătit ca prost, o să vină la podcast. Hai că lumea după aia o să existe niște unii care o să te creadă. O să da, fumezi la podcast, nu ți-e rușine față de oamenii care se uită, ce exemplu le dai? Nu de cancel spus... culture sau care e problema? Nu mai spus unii și chestia asta. Au fost și un podcast în care n-am fumat. Foarte bine. Glumesc, să știi că am fost și o fumătoare până de curând, dar am așa o bucurie că m-am lăsat, că acum îmi vine să... Știu că e ipocrit, dar îmi vine să mă duc la toată lumea să zic, lasă-te că e așa o viață bună, îți promit. Jur. De asta cred că e o apucătură normală. Nu, e un pic enervant. Și eu am fost dependentă de țigări și mă enerva să-mi zică cineva asta, dar vă spun sincer, dacă, nu știu dacă te-ai lăsat vreodată, dar e mișto viața să te lași. O dată, o zi, da. O zi m-am lăsat. Acum da, 7 ani. Înțeleg, te înțeleg. Bine, eu nici n-am o carieră așa de îndelungată de fumător. Când te-ai lăsat? Bun, am fumat vreo 10 ani, deci din 2007 până în 2017, cam așa. M-am lăsat 7 ani,
Da, 7 ani m-am lăsat și m-am apucat în 2024, de fapt, și am mai fumat câteva luni, în martie, deci acum câteva luni m-am lăsat din nou și cred că definitiv. Dar fumat însemnând ce? Adică ce trezi cantitate? Dimineața la cafea, prins țigara. Okay. Înainte de somn, de spălat pe dinți, stins țigara. Adică fumam deci profesionist. Nu, fumam toată ziua, da, un pachetul. Da, nu, eu la podcast, de exemplu, un an de zile n-am fumat. Uh-huh. Adică primul an de podcast n-am fumat deloc. Uh-huh. Pentru că era exact chestiunea asta. Zic, domne, ce exemplu dau eu dacă stau cu țigara în gură? Uh-huh. O dată și a doua oară că mi-imaginam că se vede urât la cadru. De urât se vede urât. Plus că nu fumam IQOS oricum în perioada respectivă. Eu fumez doar țigări, mă, normal. Bă, și toate podcasturile am avut episoade bune în perioada respectivă. Din asta ținând cont de latura mea de treabă care trebuia făcută. Singura chestiune e că eu îmi doream să se termine ca să fumez o țigară. Și la un moment dat au venit Emi și Cuza. Și Cuza a zis pe filmare deodată, zic, bă, ce aș fuma o țigară. Stăteam așa cu șpriț frumos. Era seară, aveam niște mezeluri. Stăteam așa frumos și zic, bă, ce aș fuma o țigară. Și zic, bă, da și eu. Și am început să fumăm. Bă, din momentul în care s-au aprins țigările, s-a aprins și podcastul, știi? V-ați relaxat, da, pentru că e dependența, normal. Și atunci de aia am zis, bă, pentru calitatea conținutului. Și nu mai fumez țigări pentru că se vedea fum de ăla, știi? Mm-hmm. Și am zis că, băi, ca un efect special. Părea ca în Counter-Strike. Când dădeam aia cu... cum îi zicea la aia? La... cum? Flash. Flash, așa, cu flash. Dădeau cu flash. Da, dar în schimb, felicit oamenii care s-au lăsat de fumat. Da, da, da. Să zic că n-am zis-o ca pe bravură. Am zis-o ca să te încurajez pentru că îți spun. Deci până în martie eu fumam. Mă trezeam dimineața, mă prindeam țigara. Dacă mi-ar fi spus cineva, lasă-te de fumat, m-aș fi enervat foarte rău, că nu suportam să-mi și... voiam să fumez. Băi, și dacă n-am auzit oameni și pe net și pe amici că au citit cartea aia în sfârșit nefumător și am zis, frate, haideți plecați de aici cu d-astea, cu cărți, cum să mă îmbogățesc în 5 zile, mă enerva ideea. Și mi-am cumpărat-o și o aveam la mine, eram în Timișoara, avusesem un show, a doua zi am fost liberă și am zis, hai mă să o citesc. Am deschis-o exact căcaturi de-alea cu... pornește la drum cu atitudine pozitivă. M-am zis, boss, dau foc la carte, ce dracu. Și am terminat cartea în ziua aia, nu știu ce s-a întâmplat, nu știu ce s-a întâmplat. Dacă e placebo, nu e nicio problemă. Dacă sunt așa ușor de spălat pe creier, nu e nicio problemă. Nu mai pot să fumez. Am închis cartea în ziua aia, atunci când am închis-o, și nu am mai putut să fumez nici la beție din aia cruntă de nu-ți mai pasă, nici la supărare de aia de nu-ți mai pasă, nu am putut să aprind țigară. Dar te-ai îmbătat crunt de nu-ți mai pasă din martie și până acum? Da, normal. Ce, tu nu ești în oraș? Da, fac și eu asta, dar eu am sentimentul ăla de vinovăție a doua zi. A doua zi am sentimente multe, am anxietate, mi-e rău, tremur, nu știu dacă vreau să plâng sau să râd, nu știu ce am făcut cu viața mea, dar trece după aia, trece. Sunt rele mahmurele după 30 de ani, vrei să te mint? Câți ani ai? Eu am 28 și mie mi se pare că urmează. Sunt foarte rele de vreo 2 ani încoace. Urmează mai rău. Urmează mahmureala de-a treia zi, gen tu abei vineri și duminică încă ți-e rău. Jur. Tu vorbești serios? Și nu de la... Nu te gândi că shoturi, cocktailuri, nu. Ai ieșit și ai cam băut niște ginuri tonice și ți-e rău și duminică. Dar eu carmolesc aproape zilnic. Da, vezi, eu nu, eu beau rar. Dar bag o bere, două, trei, adică nu gândi niște cantități de alea. Nu beau deloc sau beau. Deci ori beau, ori nu beau. Cred că asta e explicația cu mahmurele de 3 zile. Da, probabil. Trebuie să beau zilnic. Bă, știi care e toată chestia? Deci mie mi se pare că sunt un om... exotic și să nu fiu judecat, adică încă am rețineri să vorbesc despre asta. Vorbesc mai mult în glumă, știi? Spun, povestesc tot timpul că eu carmolesc, nu zic că eu beau, numai ca să sune mai amuzant, ca să fie creierul meu puțin mai confortabil cu ideea faptului că nu sunt singurul, știi? Da. Dar am observat chestia asta și chiar ascultam în podcastul pe care l-ai făcut cu Boboneta cu 2 ani de zile, 2 ani și ceva, când povesteai despre faptul că după 30 de ani ai început să nu mai poți mai mănânci cum mâncai înainte, să nu mai poți să mai bucuri de niște lucruri care păreau super simple. Iar asta cu băutura mi se pare tot din sfera respectivă, pentru că am observat că în primul și în primul rând am niște switch-uri când mă îmbăt și nu-mi dau seama. Adică stau la masă, stau cu tine aici și cu încă niște oameni, beam un pahar de vin, acum beau șpriț, adică vin normal, nu mai îmi permit să beau, că am băut în podcastul cu Bogdan Farca și s-a terminat podcastul, eram morți amândoi. Și deodată, dintr-un moment în care nu realizez când s-a întâmplat, deodată eu spah.
pe altă lume. Eu nu sunt așa. Deci eu niciodată nu ajung să nu știu de mine, am foarte mult control. Doar că-s beată, mă distrez, dansez mai mult, țip, vorbesc tare, cu din aia, cu fata, vine-o încoace, nu mai îmi pasă. Dar nu, nu. Dar tu realizezi că țipi? Da, da, nu mi-o iau prost, nu devin nervoasă, nu vorbesc urât cu oamenii, nu zic mizerii. Uneori îmi sunt prietenii să le zic că iubesc la două dimineața. Dormi? Asta fac și eu. Te iubesc foarte mult, te iubesc din suflet. Dar știu de mine. Eu am zis și la străini că iubesc din suflet. A, da. Da, eu mă duc în baie. Eu mă duc în baie la femei, în club și zic, Doamne, ce frumoase sunteți! Vreți ruși de la mine? Wow! Eu fac de-astea, știi? Mă prietenesc cu oameni, nu sunt răutăcioasă, nu... Dar a doua zi, îmi este răut stare de tot. Și nu ți-e rușine de faptul că ai făcut chestiile alea cu seara înainte? Nu, am ales grijă să nu postez, că îmi vine să postez story-uri și mereu îmi zic, lasă telefonul, Mario. Mi-a fost rușine de curând, mi-am sunat un amic noaptea și i-am povestit tot felul de mizerii și m-am întâlnit cu el ieri și am zis, bă, ți-am povestit mizerii, nu? Și a zis, așa ce. Și el supporting aici. Da, da, da. Nu, dar a fost simpatică conversația, adică ca să râdem, nu știu cum să spun. Nu mi s-a întâmplat să o dau în plâns, în tristețe, în, știi, oamenii care devin, parcă se transformă, devin răi sau te jignesc sau... Nu, rău n-am fost niciodată, dar cu plâns mă ia. Nu prea mi s-a întâmplat cu plâns la beție, nu. Sunt pe glume. Dar, da, nu, bă, de ce e așa? E tabu că te îmbeți? Toată lumea se îmbată. Da? Da. Pe așa pare. Pare normal, că e tabu. În afară de oameni care nu se îmbată, nu știu. De ce e așa secret? De ce că ești filmul? Femeie și e rușine că femeile nu trebuie, trebuie să fie drăguțe, să nu se îmbete, să... Toată lumea știe că nu e adevărat. Dacă vreți, puteți să ne prefacem că e adevărat. Nu e adevărat, se fac rangă femeile în club, vin pe tocuri și rochițe și vomită la baie. Eu nu vomit. Nu? Nu, duc, nu, băi, mi s-ar părea oribil. Când eram adolescent, am pățit din astea, dar mi se pare oribil să ajungi acolo să-ți se facă rău. Ce seară mai e aia, bune? Da, nu, dar de la un punct încolo n-are cum să-ți mai facă rău, pentru că dobândești niște experiență. Da, în primul rând dobândești experiență, nu în sensul în care duci mai mult la băutură, dar mai știi și tu să mai bei un par cu apă, mai... Nu combini distilat cu fermentat, ține minte. Poți să combini băuturile între ele, dar nu băutură distilată cu băutură fermentată ca proces. Adică whisky cu bere, cum s-ar spune. Cum stai am cu băut mine, eu acum 3 săptămâni. Da. Ce rangă m-am făcut, Doamne ferește. Da. Și am și postat o poză. Și ce? Așa și ce? Bă, dimineața m-am trezit cu un sentiment de rușine și nebun. Nu pot să cred, nu pot să explic. Păi dacă ți-e rușine, înseamnă că faci mizerii de care nu ești, cu care nu ești ok. Nu, am pus o poză, atâta. Păi și atunci de ce ți-e rușine de o poză? Pentru că arătam așa. E și mare chestie. Eram ca Băsescu, ești nebun? Era... Aia e, șterge-o, dacă ți-e rușine. Păi am șters-o, bineînțeles, a, gata, m-am trezit, am șters-o, gata, s-a dus. A trecut, dă-o încolo. Dar ți-a rupt filmul vreodată? Nu, am auzit de astea să ți se rupă filmul, m-ar speria, nu, sunt foarte în control. Nu, m-ar speria îngrozitor. Asta e un lucru bun. Băi, mi s-ar părea nasol, să... nu, oribil. Mi s-a întâmplat să mă îmbăt așa, să fiu cu prieteni care se vină să zică, bea apă! Apă! Și eu să fiu, nu apă! Nu, eu zic asta, când mă îmbăt cu prietenii, am niște prieteni ăștia care sunt mai responsabili ca mine și zic, bea apă! Și eu le zic, nu mi-e sete! Dar nu-ți imagine, beau foarte rar, e destul de plictisitoare viața mea. De ce îți spui asta? Păi, nu știu, majoritatea oamenilor pe care îi cunosc ies un pic mai des ca mine, au mai multe povești, cu mai multe petreceri, cu mai multă distracție, eu sunt un pic mai... Mă pun la 10 în pat, 11, mă la serial, mă culc. Nu. Ok. Păi și acum, de exemplu, când, cât de des ieși? De exemplu, dacă e weekend. Stai să mă gândesc, am ieșit la listening party, la Doc, și a lansat albumul, a expirat acum 2 săptămâni într-o duminică, dar n-am băut strop de alcool. M-am văzut cu Anca Dinicu, care e gravidă. Eu veneam, cred că avusesem un show sau ceva, am venit după show, l-a expirat și am stat acolo fără să beau. Am ieșit în oraș, am stat în club. Ok. Înainte de asta, nu mai țin minte. Poate cu 2-3 săptămâni înainte am fost până în control cu niște prieteni și, într-adevăr, am băut niște ginuri tonice destul de multe. Așa. Să fi fost 8-9 și mi-a fost răuț a doua zi. Răuț de la... Dar n-am făcut ceva de care să-mi fie rușine, cum spui tu. Bine, nici eu n-am făcut nimic. Nu mai e cum să o dai la întors acum, oamenii s-au prins.
Îmi plac chestiile astea, genul ăsta de replici la care cel mai bine e să nu mai dai altă replică. Da. Dar, de exemplu, acum vine weekendul. Vineri ce faci? Am 3 show-uri. 2 la Comics, 1 la Club 99 și mie că după aia somn. Păi cam da. Și sâmbătă? Sâmbătă am unul singur, dar pentru că știu că am și duminică show, nu ies în oraș. Nu beau. Ok. Ce fac cu timpul meu? Da. Ai, cum se petrece un weekend? Mai asta e chestia că... Uite, vezi, asta e chestia complicată. De obicei, pentru mine o zi liberă e lunea. Și lunea nu mai iese nimeni în oraș. În weekendul ăsta îți spun ce o să fac. O să mă duc în parc să alerg, că încerc să mă antrenez pentru un semi-maraton. Probabil o să, nu știu, mă văd cu niște prieteni, dar în timpul zilei, de obicei la mine vin oamenii acasă și eu le gătesc. Îmi place foarte mult să fac chestia asta, să fiu host. Și mie îmi place de curând. Da? Da. Vara asta am descoperit treaba asta. Foarte tare. Îmi place foarte mult, adică mă gândesc cum setez masa, ce șervețele pun, ce farfurii, ce nu știu ce, fac din astea. Chiar în direcția n-am ajuns, că n-am casa care trebuie încă. Da. Acum... Dacă îți face plăcere, poate o să faci. Păi nu, sigur o să o fac, pentru că eu când am câte o, pe mine când mă prinde câte o flamă, așa, câte o pasiune, o duc la extrem, știi? Da, și eu la fel. Mă duc în extrema totală. Spre exemplu, am început să gătesc din faptul că, nu știu cum a început totul, pur și simplu am zis, bă, hai să facem noi ceva de mâncare, zicea Andrei, la începutul verii, după care ne uitam la european, la campionat și la studioul de pe ProTV, venea Oprișan cu mâncare tot timpul. Păi și ne-a făcut poftă și da. A zis că bă, eu știu de unde e mâncarea asta, că era de la pescaderia, ori de la Casa Spania Alioli, ori de la pescaderia. Și am început să mă duc să cumpăr, să aduc acasă să gătesc. Habar n-aveam. Prima rețetă pe care am făcut-o, linguine cu homar. Mamă, te-ai dus puternic. Am zis că, ai, tati, dăm doctoratul. Te-ai dus puternic. Eu mai făcusem în pandemie, numai vită, atâta știam să fac. Vită și au mai făcut băieții un risotto și am văzut cum se face. Vită cu orez, a? Nu, vita era cartofi și mai simplu. Și am mai făcut o doradă. Acum am ajuns, crede-mă, specialist, am mojar. Nu mai iau piper normal, iau piper boabe și îl frec acolo, bravo, ca să pun piperul deasupra. Inclusiv ieri am stat și m-am uitat cu Andrei și am zis că, bă, Mariane, că așa îi poreclesc eu. Zis, voi locuiți împreună tu și Andrei? Nu, nu, dar petreci foarte mult timp împreună. Uh-huh. Și zic, bă, Mariane, pizza aia napoletană în ce cuptoare se face? Mamă, te-ai dus puternic, bravo. Eu mi-am dat seama că trebuie să mă mut, că eu stau în două camere 60 de metri pătrați și am zis, bă, băiatul, am nevoie de bucătărie mare ca să fac valori culinare, așa le zicem noi. Bă, foarte tare, mi se pare mișto că ai pasiunea asta și mi se pare dacă te duci și gătești chestii astea de complicate, e distractiv, e ca un hobby, că nu e ca și cum gătești că îți vin copiii de la școală și trebuie e să faci. E foarte distractiv și tu, că, ideea care îți mănâncă o zi întreagă. Da. Pentru că eu mă duc la vânătoare, așa zic eu. Mai da. Întâi mă duc, vânez prin produse prin tot felul de magazine. Le-am descoperit acum, nici nu știam că există. Foarte tare. Și na, înțeleg foarte mult chestia asta și mi-aduc aminte că la un moment dat când te-am chemat la podcast, când eram eu la Te Cunosc de undeva cu un an jumate, mi-ai spus că ești foarte aglomerat cu mutatul, că îți făceai ceva la casă sau la apartament, nu mai știu exact. Și probabil că de asta ți-e mult mai ușor să faci chestia asta, să chemi oameni, să te ocupi și cornarea mesei și așa mai departe. Da, pentru că am spațiu, am o bucătărie mare, am o masă mare pe care de-aia am luat-o ca să o fac să fie multă lume în jurul mesei și așa mai departe. Mi-am pus un bar cu băuturi, cu frigider de vinuri ca să-i servez diverse feluri de pahare. Am luat o razna, deci eu m-am dus la alt nivel, înțelegi, cu asta, cu să fiu host, să vină lumea pe la mine să gătesc. Visul meu, frate, ești nebun la cap. Îmi străiesc visul. Da. Și cum e? Cum te simți? La sfârșit obosită, îmi trebuie. Da, tot spic iar. La sfârșit mă simt obosită, mi-ar trebui cineva să mă ajute și cu strânsul un pic, dar mă ajută prietenii mei, sunt foarte drăguți. Trebuie să-ți iei un asistent. Am avut la un moment dat o asistentă, dar m-a părăsit, pentru că am avut o perioadă destul de lungă și a fost foarte drăguță, dar acum este un agent imobiliar de succes. A plecat din viața mea. Și chiar era asistentă ta pe bune? Da. Gen în viață, nu la bucătărie. Și ce făcea asistent? Diverse lucruri cu care eu nu mai făceam față. Aveam o perioadă foarte, foarte aglomerată și nu am mai putut să mai fac față cu anumite lucruri și m-a ajutat cu chestii. Ok. E chiar ca în filme. Era un om care m-a ajutat cu lucruri și plăteam un salariu. Era o perioadă... Că răspundea la mail-uri de-astea. Da, sau nu știu. M-a ajutat cu foarte multe lucruri. Mai chestii de care eu nu mai aveam timp.
Acum 3 ani, acum m-am adus aminte, Ana Morodan, când a venit la podcast, a zis că are majordom. Foarte tare, bravo ei, poate aia duce-o cu siguranță o altfel de viață decât duc eu. Eu aveam nevoie de ea, că efectiv... E contesă, măi, e altceva. E contesă? Tu ești? Eu nu sunt contesă, eu sunt o fată din drumul taberei. Ok. Eu încă stau pe bordură dacă vreau să mă opresc să mă odihnesc. Eu când, mie când îmi spui de majordom, mă gândesc la ori la lărci, da, ori la, eu fiind mare fan Batman, la Michael Caine. Da, da, da. La cum îl chema? Alfred. Alfred, mm-hmm. Da. Asta mă gândesc. Primul și în primul rând, eu dacă ar fi să am majordom, ar fi direct bătrân. Vreau să-mi iau unul tânăr. Să nu te îndrăgostești de el. Aia ca roast, Mariani. Nu, că n-am avut niciodată sentimente pentru... Doar de majordom. Prietenie. Da. Și nici pentru alte meserii practicate de bărbați. Am înțeles. Deci cam asta e toată situația. Uh-huh. Zim de perioada aia respectivă, adică de ce era perioada atât de aglomerată? Cred că era aveam fix foarte, perioada... foarte multe filmări, mă. Am avea multe când filmări. Când era la Stand Up Revolution? Da, și nu numai asta. Filmam chestii și pentru... Aveam la un moment dat un reality show cu Mincu și ne ocupa mai mult timp decât ne-am fi imaginat. Ajunsese să fie viața foarte aglomerată. N-am făcut-o dintr-o... Știi, oamenii când aud așa ceva chiar își imaginează la modul vai, drag, avea asistenta asta. Nu, nu mai faci față. Nu e o dorință. Eu cred că oamenii n-au neapărat o dorință de genul ăsta sau nu știu, fiecare om are... Nu vorbesc despre alții, vorbesc despre mine. Aveam o dorință să fie lume în jurul meu. Nu mai puteam să fac față cu viața pe care o aveam de dimineață până seara, de luni până duminică și am avut nevoie de asta. Dar nu mai știu să spun exact ce proiecte aveam atunci. Am avut România Are Roast, Stand Up Revolution, nu știu, ce mai filmam noi pentru noi, show-uri peste show-uri, erau, nu știu, și 10 show-uri pe săptămână și plecat prin țară și... Na. Păi să o luăm puțin cronologic. Deci hai. Tu ai terminat facultatea în 2012. 12, ok. Uh-huh. La un ATC. Uh-huh. După care... Când ai apărut la Ai Umor, am impresia... E un gap foarte mare între apariția mea la Ai Umor și terminarea facultății. Asta zic. Ce s-a întâmplat între timp? Păi, eu când am terminat facultatea, de fapt, când încă eram în facultate, jucam la teatru în culise, un teatru independent în București, unde am făcut niște spectacole foarte interesante. Nu eu, regizorul de acolo, făceam un fel de spectacole interactive, de happening-uri, chestii de genul ăsta. Îți dau un exemplu. Aveam un spectacol care se numea Imaginează-ți că ești Dumnezeu, era după texte de Matei Vișniec și tu intrai într-un spațiu care era un bar unde puteai să-ți cumperi de băut și eu serveam oamenii la mese, chiar îi serveam, scoteam bonul, serveam și așa mai departe. Și la un moment dat, din nimic, începea un monolog, asta făcea o criză de nervi. Și era foarte tare senzația, că de seama, nu știa nimeni că sunt actriță și începe spectacolul. La început și-o luau aiurea, că a nebunit o spătărița. Curajos pentru anul 2012. O nebunie a fost, chiar 2011 era, că nu terminasem încă facultate. Și apoi se termina monologul ăsta, se cam prindeau, apărea Mincu, care avea un monolog cu o interacțiune cu o femeie și apoi lua tot publicul, ducea la etaj unde ridica jaluzelele și de casă erau atârnați doi actori de ăsta de alpinist utilitar și jucau pe geam și... Scene din Vișniec, dar făcute așa. Wow. Nebunie am făcut și nebunia asta și interacțiunea cu publicul apoi ne-a făcut să ne gândim, hei, hai să facem show-uri de improvizație. Și după aia la noi la teatru, după spectacole de teatru, au început să se facă show-uri de stand-up cu comedianți care făceau de mult timp stand-up. Și acei comedianți au zis, hai să facem open mic night. Și nu venea lumea la open mic. Și noi am zis, bă, dar nu scriem și noi material să urcăm la open mic, că suntem actori în teatru ăsta. Și așa a început. Și apoi am început să merg la open mic la Club 99 și m-am apucat de stand-up. Și în mai puțin de un an m-am lăsat de teatru complet. Și abia după aia, în 2016, m-am dus să particip la Umor. Până să particip la Umor, am câștigat premii pe la Stand Up Fest la Brașov, am câștigat Cupa 99 la prima ediție de la Club 99, care a durat foarte multe săptămâni și acolo câștigai un contract să deschizi show-uri la Club 99 un an de zile. Astea schisele care te-au format până te duci la Umor. Acum lumea merge la Umor și zice, fac stand-up pentru prima oară în seara asta. Păi nu e bine. Ce să nu faci niciun stand-up, stai liniștit. E bine, aici e o discuție largă cu Ai Umorul, că Ai Umorul a trecut prin diferite etape. A fost la început despre umor, mm-hmm. ulterior a fost despre stand-up și atât, mm-hmm.
Și acum a devenit ușor, ușor freak show, adică dacă nu... Nu m-am mai uitat, recunosc. Dacă nu mi-atârn ceva de limbă și nu mă leg de schela de lumini, s-ar putea să nici nu mă primească pe acolo. N-am mai avut timp să mă mai uit, dar da. A, și mai fost o perioadă cu roast-urile, da, mm-hmm. în care toată lumea făcea roast la toată lumea. Și apăreau personaje tot mai exotice. Dar tu când ai fost? Ai fost chiar în primul sezon sau în al doilea? În al doilea. Așa, da, că primul sezon a fost cu George Tănase, dacă nu mă înșel. Da. Nu știu să țin deloc. Da, tu ai fost în toamna lui 2016, da, al doilea sezon. Filma vara, dar da, a apărut toamna. Eu mi-aduc aminte vară, știi că mi-aduc aminte amintirea mea. Mm-hmm. Da. Și cum ai simțit momentul ăla? Adică în perioada respectivă, ai umorul chiar avea o putere foarte mare de a oferi vizibilitate și notorietate unor oameni care și aveau nevoie de ea. Numai că eu țin minte apariția ta fiind exotică. De ce? Pentru că erai, nu știu dacă chiar prima, că nu, a mai fost Anisia la România au Talent, cred, cu un an de zile înainte, dar cel puțin din câte țin eu, da, cu vreo jumătate de an înainte, dar din câte țin eu minte, categoric era ceva exotic să vezi o femeie făcând stand-up, pentru că până atunci făceau doar bărbați. În România. Da, în România. Da, ce pot să zic? Eu n-am vrut să merg. Mai întâi, pe vremea la vremea respectivă, chiar cu un an înainte, cine este astăzi Aluziva, pe vremea era Alina Greavu, că era necăsătorită, lucra ca scouter de talente la România au Talent. Okay. Ea s-a combinat în acel moment cu un prieten bun de-al meu din adolescență și ne-am cunoscut. Și ea mi-a zis, vină la România au Talent să faci stand-up. Și am zis, bă, stand-up la televizor, eu nu o să fac niciodată, pentru că stand-up-ul e o chestie care se face în cluburi, e o atmosferă, nu stricăm stand-up-ul la TV, nu o să vin ever. A, deci erai din gașca respectivă. Da. Okay. Încă sunt, dar m-am mai deschis și eu un pic la creier, nu mai sunt atât de... După care m-au sunat pentru primul sezon de la Humor și am zis să nu mă mai sunați niciodată pe acest număr de telefon, că nu o să vin în viața mea. Și în sezonul 2 m-au sunat iarăși și eram cu o prietenă pe balcon și am închis telefonul, am zis nu vin, chiar nu vin, mulțumesc mult de tot, dar nu-mi doresc, nu cred că trebuie făcut stand-up la televizor, eu o să fac stand-up doar în cluburi. Și am închis telefonul și prietena asta mea, cea mai bună de altfel, prietena mea, stă, de ce nu te duci, fată? Tu te pun la casting. Și am zis, nu mă duc, fată, la casting, stau la coz la casting. Lasă-mă, dracu, cum faci. Hai să mai fumăm o țigară, că fumam pe vremea. Și m-au sunat din nou și am zis, haideți că vin, dar eu stau la coadă la casting. Vin într-o zi în care să vin doar eu și atât. Și au zis, bine, vino. Și m-am dus... Și știu că eram cu prietenul meu, Banciu, i-am zis, vină-mă cu mine. Și am zis, bă, dacă mă duc până acolo, eu le iau banii, frate. Și a zis, da, mă, bravo. Și m-am dus într-o cameră, la o cameră de filmat, mi-am făcut numărul și după aia m-au sunat peste o săptămână și mi-au zis, ai luat castingul. Și am zis, tare. Și m-am dus la filmare. Când am ajuns la filmare, după ce am semnat la filmare, am zis, eu nu vreau. Și eram cu Mincu, care a zis, ai semnat. Înainte să urc pe scenă, mamă, fii atent, că nu-ți dau nume. Înainte să urc pe scenă, niște colegi care au urcat și ei în seara aia pe scenă, care acum fac stand-up și sunt cunoscuți, mi-au zis, stai liniște că oricum o să fie prost. Și aveam și eu emoții. Dar au fost Caterinca, că erau băieți acolo mulți în backstage. Eram și eu o fată singurică pe acolo cu ei, dar ei erau nebuni. Și mi-au zis ceva la modul ăsta și am zis, bine. Și na, mie nu mi-a plăcut, de mine, niciodată nu o să-mi placă, să mă uit să zic, bravo Maria, nu pot, nu am putut să mă uit niciodată. Și acolo, pe scenă, mi se părea prost, mi se părea, ce cauți aici, tași din gură, că ești varză, ai greșit că ai venit. Și na, a fost bine pentru oameni, eu tot timpul o să zic că nu e bine, că am probleme. Dar așa a fost experiența pentru mine. M-am bucurat că n-am văzut că au reacționat mișto. Și când am ajuns în final acolo, era mult hate din partea unor colegi, coleguți, participanți, nu o să recunoască niciodată, dar eu o să țin minte tot timpul și ce au făcut și ce mi-au zis și cum au încercat să mă pună la pământ. Dar eu o să vă zic numele lor, că oricum nu îi știți pe unii din ei. Și mi-a fost greu, că era o prea multă răutate în jurul meu când am participat la finală. A fost greu, au fost răi. Au fost și parșivi, s-au purtat mai întâi frumos și după aia și-au dat rama pe față. Mi-a fost greu să fiu acolo, dar pe scenă, pe platou la Humor, era mișto atmosfera, era suportiv. Ok. Da.
Asta e experiența și amintirea mea. Dar tu chiar crezi că oamenii respectiv făceau voit treaba 100%. Asta? 100%. Se numește invidie. Acum anii au trecut și pot să zic asta pe față. Dacă mă întrebai asta când aveam 26 de ani, acum am 34, eu răspundeam altfel la întrebările astea. Ziceam, e, nu, asta nu, e ok. Acum nu mai răspund așa la întrebările astea, că nu mă mai afectează cu nimic. Poate să zic oricine, orice. Nu dau numele lor. Dar am primit foarte mult, am primit foarte multă răutate de la colegi. Nu ăștia pe care i-am acum colegi, mă. Da, 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 da. Nu, dar eu nu vreau să pedalez pe ideea asta, sunt nicio vorbă, de aia nici nu te-am întrebat despre cine-i vorba. Eu ți-am povestit exact experiența mea de la iUmor. Gen, asta, eu asta am trăit. A, eu pe scenă mi-am făcut treaba, fiindcă sunt profesionist și eram și atunci, dar mie mi-a fost greu să fiu acolo, în spate, cu oamenii. Păi bun, și după sezonul ăla de iUmor, cum ți s-a schimbat traiectoria în stand-up? Băi, a fost ceva neașteptat, știi cum, managerea mea de la momentul respectiv ne trimitea în turneu și aveam show-uri și făceam chestii sau mergeam în turneu cu alți comedianți și acum ne-a zis, bă, vreți un show la Galați? Și am zis, da, unde? La Summertime, era un loc foarte mișto unde se făcea stand-up și ne înțelegeam bine și cu patronul și am zis, da, 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 că am mai fost la Summertime, hai acolo. Și m-a pus show-ul, a pus afișul și m-a sunat în 2 ore și mi-a zis, puteți să stați 2 zile că s-au vândut 4 show-uri. Și am fost gen, ce? Noi abia strângeam 50 de oameni acolo, cu greu, în câteva săptămâni. Și na, ne-am dus, a fost mișto și ne-am dat seama că putem să mergem prin turneu, că o să vină oameni. Am prins încredere în noi, am avut experiențe de tot felul, ne-am dat seama că nu e mai nevoie să facem neapărat baruri și cluburi, că putem să închiriem săli de teatru, de cinema, case de cultură, nu? Ca să fie mai multă lume, mai multă atmosferă și îți crește mai mult încrederea în tine, începi să muncești mai mult, să tragi de tine. A fost foarte frumos și partea cea mai mișto a fost că Mincu, cu care făceam show-uri deja de ceva timp, era și el la fel de bun. Nu era o situație de asta că venea lumea pentru mine și apoi era și el oarecum. Nu, era mai bun chiar ca mine și era o surpriză și mai mișto pentru public. Și ne așteptau după show și ziceau, pe el nu-l știu, dar e mai bun ca tine. Da. Dar cu cine mai erai? Deci erai tu cu Mincu și... Deschidea show-ul pe vremea aia Banciu. Banciu acum nu mai deschide show-uri, face și el show-uri, dar pe vremea aia doar îl deschidea, făcea de mai puțin timp stand-up ca noi. Și tu cu Mincu. Deci erați o formulă de 3, cum ar veni. El, da. Opener și voi doi. Da, da, da. Bă, tare, pentru că până la urma urmei, acum asta urma să te întreb pe cale logică. Din ceea ce spui tu și din ceea ce au mai povestit mulți comedianți, până la urma urmei, TV-ul și iUmorul implicit au ajutat stand-up, au ajutat la popularizarea lui și la ducerea lui în mainstream. Doar că aici mai există o discuție a oamenilor care, de exemplu, susțin faptul că dacă vine public de stand-up care public la stand-up care v-au văzut la televizor, care au văzut stand-up pentru prima dată la iUmor, publicul respectiv nu prea e pregătit pentru a fi public. Nu e problemă, îl pregătim. Eu nu văd lucrurile așa. Orice public care vine la mine în sală este publicul meu. Pentru că a venit în sală și a plătit bilet să mă vadă pe mine. Nu sunt pregătiți, îi pregătim. Mergem și facem orașe și, scuze, mergem și facem show-uri și în orașe unde poate nu au mai văzut stand-up. Nu știu ce aia. E un oraș mai mic, lasă-i că la anul o să știe și așa mai departe. Nu e așa. Nu mi se pare gândirea corectă, adică rezonează. Publicul care ți-a dat bani pe bilet e publicul tău. A, dacă ai pe cineva în public care nu știu, nu știe să se comporte, îi deranjează pe ceilalți, exagerează cu heclerea, ai bodyguard, îl scoate, o zi frumoasă, la revedere, s-a sfârșit. Ce contează? Asta cu nu râd oamenii, fă-i să râdă, my friend. Da, până la urmă, ormei despre asta e vorba. Păi, normal, asta facem. Adică, mi se pare ciudat asta, am auzit, a, păi nu e publicul meu. Fă-i să râdă. Nu i-ai făcut să râdă, ai avut o seară proastă. Ni se întâmplă tuturor, mergem acasă, plângem în duș, ne culcăm. Sau nu înțeleg oamenii glumele. Da. N-a fost seara ta. Ok. Eu sunt de acord cu treaba asta. Adică mi se pare cât se poate de cinstit și de onest, pentru că am auzit tot soiul de păreri de foarte multe ori și cred că e o capcană de asta a elitismului în direcția asta. Și anume a faptului că preferi să te erigezi în faptul că publicul îi devină pentru faptul că tu n-ai putut să-l... Poți să dai de un public care e nepotrivit pentru tine. Dar, per total, regula e că dacă glumea e bună, lumea râde. Da. Și dacă știi să te și adaptezi.
Bun, și după toată perioada respectivă, bănuiesc că categoric, cum povestea, numărul de show-uri s-a augmentat puternic. Cum ai primit chestia asta cu Stand Up Revolution și cu faptul că ai ajuns într-o poziție în care, practic, din participantul Maria Popovici în 2016, ajunsesei jurat, practic, era ca o confirmare a faptului că ai făcut bine ceea ce ai făcut până atunci. Da, nu e așa, mă. Orice proiect care vine, îl iei ca pe un proiect și afli ce muncă ai de făcut la proiectul respectiv. Pentru tine personal, nu știu dacă o iei așa, gen, mamă, ce am ajuns. Sincer, cred că diferența era că știu cum e să fii acolo în față, să ai emoții, știi? Ăștia nu știau. Teo, Vio, Costel, Badea nu știau cum e, adică știau cum e să fii invitat, dar nu să concurezi, să ai emoții de concurent. Și cred că am fost partea aia mai empatică, știi? La modul la care chiar dacă cuiva îi mergea nașpa, încercam să-l încurajez. Dar nu-ți imagina că am simțit-o la modul, mamă, yes, am ajuns să fiu în juriu. Mi-a plăcut când m-au chemat în juriu la Iumor, în schimb, atunci am avut un moment, știi, de genul, am fost super emoționată, deci eu credeam că nu o să am nicio emoție, ce mare chestie, trebuie să stau în juriu. Și când am ajuns pe platou, gen, surpriză, eu sunt jurată de azi, mamă, mi s-a făcut rău, îmi tremura mâna, mi-aduc aminte că a zis Mihai, bă, gata, calmează-te, eram, nu... Am avut un sentiment, dar mi-a plăcut, m-am distrat cu ei, știi, nu s-a purtat nimeni aiurea, toată lumea m-a făcut să mă simt welcome. Iar la Stand Up Revolution nu... Mă gândeam tot timpul, am treabă, ce am de făcut, am treaba asta. Nu mă gândeam, wow, sunt aici. Eram la muncă, la job, știi și tu cum e, nu? Bă, nu prea, că n-am fost jurat nicăieri. Da, ai treabă pe platou, te trezești dimineața la prima oră, două ore make-up și păr, ținutele... prinde-ți aia, da, dă un scoci aici, dar nu știu ce, ce avem de făcut azi, desfășurătorul, nu te duci acolo în glorie, te duci la treabă, că tu trebuie să îți faci treaba la filmare ca omul să se bucure acasă, nu să te gândești ce șmecher sunt ca mine la filmare. Dar ce înseamnă să te duci în glorie? Nu știu, să ți se urce la cap. De la nu te-am întrebat în sensul ăsta. Adică nu, nu știu că tu nu m-ai întrebat în sensul ăsta, eu încercam să-ți spun că n-am avut niciodată un sentiment de genul mamă, de la participant am ajuns jurat, ce șmecheră sunt. N-am simțit eu asta. Am simțit doar că, ok, acum avem treaba asta de făcut. Da, nu știu, o văd ca pe un traseu corect. Mi-e, îmi plac chestiile astea. Adică, mi se pare foarte mișto când cineva care a participat la o emisiune ajunge să fie jurat, știi? Da, e nice ce spui. Cred că nu pot eu să am... nu pot eu niciodată să mă bucur la modul ăsta. Tot timpul mă gândesc, nu, ai treabă. Știi ce zic? Parcă nu pot să le asimilez așa. Tot timpul vine să zic, nu, ai treabă, nu. Ți-am zis și dacă mă văd făcând chestii, nu zic, bravo, ce bine ai fost. Mereu zic, nu e bine, trebuia să nu știu ce. Deci chestia asta nu e periculoasă? Ba da, normal că e foarte dăunătoare. Deci unde duce perfecționismul ăsta în cazul tău? Da, e foarte dăunătoare. E dăunătoare pentru că ajungi să te critici atât de mult și să te stresezi că dacă nu rupi la fiecare show, deci tu poți fi foarte bun, să vină lumea să zică, mamă, ce mi-a plăcut, dar dacă nu simți tu că a fost distrugere, te duci acasă și zici, nu, eu mă las de stand-up, e clar. Și alții care sunt, vai mama lor, au un tupeu, mamă, ce comedian sunt. Și te uiți la ei și zici, bă, aleo, Doamne. Na. Păi cum? De nu exemplu... e bine nici. Teoretic, în viață trebuie să avem echilibru. Cine îl găsește, bravo lui. Tu cum îți cauți echilibru ăsta? Păi, fac terapie, încerc să descos de unde vin lucrurile astea și să le pun în aplicare atât cât pot. De mult. Adică, uite, să... încep să-mi zic că un show e bun, dar nu e uimitor, n-a făcut nimeni infart în public de râs, să zic, ok, ți-ai făcut treaba, ai fost la job, lumea a râs, gata, de acasă ești bine. Știi ce zic? Să nu mai fiu atât de autocritică, în exagerare. Da, ai și situații în care dacă ești lăudată, de exemplu, să te supraestimezi? Nu. Dacă mă laudă cineva, durează bucuria 10 secunde. Și după aia mă gândesc, e, da, sigur, nu e chiar așa, a vrut să fie drăguț. Legat de job. Mm-hmm. Dacă îmi lauzi mâncarea, mamă, o sun pe mama cu videocall și zic, ia uite, vezi? Dacă îmi lauzi mâncarea, îți mai pun o porție. Dar de unde crezi că vine treaba asta? De la un ATC. Zici? 100%. Dar care a fost experiența ta acolo? A fost o experiență mișto, eram tineri, am făcut... o grămadă de chestii împreună, de proiecte, ore de actorie, peste ore de actorie în care am învățat foarte multe lucruri, dar eu sunt unul din oamenii ăia la care discuția o să fie mereu, păi nu joacă, nu lucrează în teatru, de-aia nu i-a plăcut, știi? Viața mea nu este așa
Mi se pare că viața ta e destul de bună. În afară de asta, eu când am început, hai să-ți fac o scurtă paranteză, dacă avem timp. Dar poți să o faci lungă, că aici aveam tot timpul din lume. Timpul... Eu când am început să fac stand-up, vorbeam cu Costel, cu Micuțu și întrebam dacă au mai făcut teatru. Și ziceau că nu. Și mi se părea, Doamne, n-ați mai făcut teatru deloc, dar nu vă e dor? Nu. Și mă gândeam, Doamne, eu niciodată nu vreau să nu mai fac teatru. Și când am început să nu mai fac teatru, nu m-am mai gândit deloc la teatru. Mă gândeam non-stop la stand-up. Și la un moment dat mi-am pus întrebarea, bă, dar tu nu mai vrei să faci sau nu mai faci că faci stand-up? Și acum 2 ani m-au sunat niște persoane să mă întrebe dacă vreau să particip la un... să joc într-un spectacol de teatru la Național. Și am... Ceea ce e visul oricărui student la unei ATC. Da, și am spus că sigur mă gândesc și după aceea am închis în telefonul, mi-am zis, nu vreau. Nu vreau deloc. Și am avut un moment în care zic, de ce nu vrei? Nu vreau deloc. În schimb, dacă mi-ai luat stand-up-ul, nu aș mai vrea să trăiesc, nu m-ar mai interesa nimic. Deci, am făcut această scurtă paranteză că oamenii mai spun, am auzit chiar de curând de la un coleg actor pe un platou de filmare, da, faceți stand-up că n-ați putut să faceți teatru. Bine, ok, facem cum vrei tu. Așa că mi-e greu un pic să vorbesc despre un ATC, că sigur o să fiu criticată, că păi da, asta nu face teatru, de-aia critică facultatea. Și n-ai zis că nu te mai interesează asta cu criticile, că nu te mai poate afecta nimic. Încerc să mă explic totuși. Ok. Nu mă mai poate afecta nimic, nu sunt făcută din... Nu, din părerile oamenilor, la asta nu mă sunt refer. Făcută nici din fier, dar controlez 99% mai bine decât înainte chestia asta, ca să înțelegi. Ideea este că eu cred că facultatea asta poate fi foarte mișto și eu am avut o experiență tare și colegi mișto, dar este o exagerare foarte, foarte, foarte mare cu critica. Foarte mare. Orice faci nu e suficient, orice faci nu e bine, te pregătesc ei pentru viață. Sunt mai dur cu tine că o să vezi tu cât de greu o să fie. Sau îți explică că lucrurile nu sunt corecte prin teatru și atunci tu trebuie să înveți... să te lupți, dar de ce nu sunt corecte? De ce nu vă purtați normal și civilizați și faceți mizerii și mai degrabă ne învățați în facultate cum să supraviețuim? Chestii de genul ăsta și critica exagerată dură. Ți se cer lucruri pe care ei nu poate să le facă. Știi că, uite, eu am avut o experiență foarte scurtă în UNEATC. Am fost exmatriculat la începutul anului 2, cum ar veni. Exmatriculat? Da, bine, mă rog, am povestit foarte des chestia asta. Dar simt nevoia să ți-o spun ca să o afli și tu. La cine erai la clasă? Eram în anul Titienii, lui domnul Titienii, cum pot să spun Titienii. Eram la Nea Mircică și la Nea Ițică, la Mircea Gheorghiu și la Mihai Brătilă. Ideea e că eu îmi dorisem foarte mult să fiu acolo. Îmi doream super mult să dau la actorie. Știu că chiar o să fac din nou referire la podcastul cu Bobonete. Îi povesteai faptul că ai tăi au fost super suportivi cu tine și te-au susținut. Ai mei m-au susținut să dau la un ATC, dar după un an de zile în care au făcut toate eforturile posibile să mă convingă să nu dau la actorie. Inclusiv la un moment dat am fost la un profesor din Iași, care mi-a spus că Marius Manole scuipă sânge de foame și că e foarte mare sărăcie cu actoria și că să-mi văd de treabă, să-mi găsesc o meserie mai bănoasă. Și atunci îți dai seama că eu aveam dorința asta. Mie toate lucrurile astea, de fapt și drept, mi alimentau și mai mult dorința. Dacă n-am ajuns acolo, am regăsit o lume din care eu nu făceam parte din nicio culoare. Între timp, în schimb... Ți-am făcut ochi, ai văzut? Poftim? Ți-am făcut cu ochi, ai văzut? Că te-am înțeles. Pe lângă asta, cu timpul, dacă ai să te uiți inclusiv, adică tu n-ai să te uiți și e de înțeles, dar eu, uitându-mă retrospectiv la părerile pe care le-am avut public despre episodul meu cu UNEATC-ul, realizez faptul că nu mai pot să mai fiu atât de categoric. Adică poate că m-ar fi ajutat, poate că nu. Eu ca să fiu... cât se poate de sincer cu mine, cred că până la urmă, oricum, timpul ăla nu se mai poate da înapoi și nu se mai poate face nimic. De-aia încerc doar să înțeleg faptul că pe unii ajută foarte mult facultatea respectivă. Facultatea ajută. Nu, să nu fiu înțeles greșit. Ajută, da. Și nu mă refer doar din punct de vedere tehnic. Unora le creează un modus vivendi. Da, nu, facultatea ajută. Eu îmi dau seama când lucrez cu oameni din UNATC și oameni care nu l-au făcut la proiecte, la chestii. Se vede instant. Se vede la, nu știu,
etica de muncă, se vede la multe lucruri când ai terminat un ATC sau nu. Sorry, I'm sorry, puteți să mă spărați cât vreți voi pe mine. Se vede când filmezi ceva cu un actor, indiferent că e reclamă sau o chestiuță, instant, cum se lucrează, cum se înțelege, și se vede când filmezi cu influencer sau alte chestii sau care vor să fie actori și nu prea sunt. Facultatea ajută. Eu vorbeam cu tine strict de partea asta critică, exagerată, da, pe care ei au făcut-o, fără milă, frate. Și văd și la colegii mei care sunt buni, care unii au luat un ITERU sau au fost nominalizați și toți se critică pe ei. E o mică boală acolo făcută cu chestia asta, nu ești niciodată suficient. Păi eu am un prieten, un singur prieten care mi-a rămas din facultate și m-am întâlnit recent cu el și era foarte deznădăjduit de faptul că nu prindea proiecte. Uh-huh. Deși e un actor foarte bun, adică din punctul meu de vedere e una dintre marile speranțe ale generației astea. Poate o să prindă, poate are o perioadă, nu înseamnă neapărat. Îți dai seama că asta îi spun și eu. Da. Adică eu încerc să nu fiu... fie de, să nu se lase dezamăgit, că nu știe niciodată. Adică mie asta mi se pare valabil în absolut orice domeniu creativ. Că la un moment dat se întâmplă dacă faci lucrurile corect. Și poate e o chestiune de timp și de răbdare până se așează niște chestii. Da, mă, da. E o chestiune, scuze, e o chestiune de timp și de răbdare și de să mai faci și tu cu mâna ta lucruri. Eu am foarte multe lucruri din lucrurile pe care le-am făcut. Știi, oamenii nu văd cărămizile alea mici pe care le-ai pus. Eu îți văd succesul de peste noapte. Noi am muncit foarte mult și am făcut foarte multe lucruri singuri. Anul ăsta a existat prima ediție a festivalului Râs ca prostul la mare. Păi Râs ca prost era un proiect pe care l-a făcut Mincu, un joke battle, că văzuse pe net ceva în America și a zis hai să facem și noi în România și căra camerele și lumina și o punea el și și-a cumpărat un monitor să monteze. Știu foarte bine asta, că am fost odată la Râs ca prost. Da, acolo știu, știu că ai fost, știu că ai fost. Și a ajuns cu chestia asta să fie un festival la mare care se cheamă Festivalul Râs ca prost. Adică chiar i-am zis acum când am fost acolo, i-am zis, bă, uite-te la asta, frate, tu ai făcut asta. Ți-a ce aminte când căream camerele și nu știu ce. Deci asta lumea nu știe. Lumea nu știe cât te ai croșetat tu mici ochiuri de a ajuns pătura aia și mamă, ia uite-o pe asta. Ai asistentă? Nu e așa. Nu e așa cum credeți. E greu, greu în fiecare zi. E o aparență că mamă, ia uite. Plus că mie partea cea mai chinuitoare mi se pare asta, adică vezi și tu pui accentul pe faptul că Mincu căra camerele și monta el și așa mai departe, adică o duci în zona aia de muncă fizică pe care, cu care se poate rezona cât mai multă lume, știi? Că a existat și chestia asta și a existat pentru, cred că pentru majoritatea, a existat și partea aia în care inclusiv făceai mai multe munci ale mai multor oameni. Of course. Ca să pot să... Eu am spălat scena cu mopul de multe ori. Și când am plecat în turneu cu stand-up, am era o scenă murdară, ziceam, dați-mi un mop, că nu facem pe scena asta. Și aveți femeie de serviciu, dați-mi un mop să spăl scena. Nu trebuie să... Aia e treaba. Aia e treaba cu succesul. Nu e aia în care am venit, sunt aici. Nu, tati, și în ziua de astăzi, dacă se întâmplă, dacă aș fi într-un club și... Sunt două show-uri și nu e timp și trebuie spălate paharele, intri în bar și speli paharele, după aceea te speli pe mâini, te dai cu niște cremă și urci și zici până seara. Oricât de șmecher ești, alea e succesul. Nu căcat ce șmecher sunt, hai. Da, cu toate astea, pe lângă treburile astea, cel mai chinuitoare, cele mai chinuitoare lucruri mi se par fix treburile astea. Când te gândești că nu ești suficient de bun, când ești descurajat, când ești descurajat de-a pulea de cel mai multe ori, adică... Oh-ho-ho, aș vrea să zic. Eu de asta te-am întrebat atunci dacă tu crezi că oamenii aia făceau conștient ce făceau, pentru că eu cred că invidia de cele mai multe ori, și aici mi-asum că s-ar putea să spun o mare tâmpenie, dar cred că invidia de cele mai multe ori e o stare subconștientă. De frică. Da. Invidia e o stare de frică. În momentul în care acționezi să pui pe cineva la pământ, ți-e frică. Mie nu-mi e frică de tine, acum nu simt nevoia deloc să-ți fac vreun rău sau să spun ceva rău de studioul tău sau de tine sau de podcastul tău, până că nu simt frică. Dar oamenii au de multe ori au chestia asta și atunci felul în care pot controla e să simtă ei că s-a urcat un pic deasupra. Doar că când faci chestiile astea, ai să cazi rău de tot. E fascinantă viața. Eu când am observat în jurul meu oameni care au încercat realmente să-mi pună piedică, fără să fac nimic, eu doar am mers în viață după aia, au căzut atât de jos că e amuzant. Adică e la modul, bă, n-am făcut nimic, ți-ai făcut singur karma aia de căcat. E real, da. Eu chiar cred în treaba asta cu energiile. Și da, normal, și eu, 100%. Mi se pare că e la, chiar o chestiune la mintea cocoșului. Da. Pentru că, până la urma urmei,
nu există nimic constant în viață. Da. Adică nu o să fie niciodată o linie de asta, că e ca la EKG, atunci ai murit, nu mai viață. Da. Tu poți fi mai sus, mai jos, mai sus, mai jos, dar dacă în momentul în care ești mai sus, te comporți de căcat cu aia care-s mai jos, și în momentul în care ești mai jos, ești lingău cu aia care-s mai sus, în momentul ăla mie mi se pare că tu îți desăvârșești caracterul cumva. Absolut, 100%. Și se vede. Bă, știi ce e trist când se vede? Mamă, ce urât se vede când se vede. Pentru că aici, în domeniul ăsta, mi se pare că e mai vizibil ca în oricare alt domeniu. Mm-hmm. Pentru că... În showbiz. Da, știi și publicul că ai belit-o. Că vede. Mm-hmm. Vede numere în scădere, vede probleme, vede, se vede pe tine că nu poți să ascunzi oricât de mult ai vrea să ascunzi. Mm-hmm. De asta vreau să te întreb cum reușești să treci prin toate etapele astea, pentru că eu cred că și aici e succesul. Pentru că face legătură, iartă-mă, cu, inclusiv cu faptul că tu spălai scena cu mop-ul înainte doar ca să fie curată, să nu cumva să fie un detaliu aparent, dar care e important, care să-ți stea pe creier în momentul în care faci spectacolul. Și care... din respect pentru oamenii care au dat bani pe bilet. Exact. Băi, o să-ți dau un răspuns foarte nesatisfăcător. Uneori trec ușor peste momente grele, alteori nu. Sfârșit. Uneori n-ai încotro, mă. Uneori n-ai încotro. Uneori n-ai încotro și trebuie să treci prin ele. Vrei, nu vrei, poți să dai cu fundul de pământ. Sunt perioade în viață când nu ai încotro. Ai spectacol, a dat lumea banii pe bilet. Da, hai să zicem că uneori poți să anulezi sau să te înlocuiască cineva. Nu-i sfârșitul lumii. Da, ai o problemă în familie care e serioasă. Ai un show duminică la Club 99, dar problema ta din familie e serioasă. Anunț public într-un SMS. Bă, vedeți că Maria Popovici nu mai e în seara asta. Vreți bani înapoi pe bilet? Sau veniți că o înlocuiește Ioana Luiza, altă stand-up comedian din România. Îmi place și Ioana Luiza. Foarte mult, e foarte bună. E colega mea, o iubesc foarte mult. Dar în general, ai spectacole programate, ai treaba, ai filmări, îți ridici pantalonii, îți tragi muci și te duci, n-ai ce să faci. Uite, asta e o chestie bună care înveți în un ATC. O înveți fără să vrei. Dar pe de altă parte, am avut, da, și momente când am avut nevoie de o mică pauză. Am noroc că nu mi-e rușine să o cer, am noroc că întotdeauna am zis pe față când mi-a fost greu. Am vorbit, efectiv, am zis, inclusiv am avut cu colegii mei, nu știu, aveam show și eram rău de tot. Și, nu știu, trebuia să închid show. Le ziceam, bă, nu pot, te rog, eu urcă. Nu vreau, închide-l tu, Maria, nu, te rog din suflet, ajută-mă acum în seara asta. Ajută-mă că nu pot. Știi, adică eu nu zic, mi-e rău, mi-e greață, nu mai vreau. Zic. Am avut acum câteva luni, aveam o seară nașpa și eu cam m-am dus la Club 99 și am zis, eu nu vreau să fac show-ul ăsta. Și era Viu acolo și am zis, eu 5 minute stau pe scenă, să știi, și mă dau jos că eu nu vreau. Și Viu a zis, da, stai drăguță, cât vrei. Și normal că mi-am făcut treaba, dar mai întâi a trebuit să fac un bine scandal. Că aveam o stare proastă, dar adică zic. Și sincer, mi-aș asculta oricând colegii dacă ar avea nevoie de mine, la modul, bă, du-te, stai mai mult pe scenă că mi-e rău, urc 10 minute și plec acasă. Da. Deci dacă stai mai mult pe scenă, trebuie să ai mai mult material. Da. Ai. Și asta e drept. La atâția ani bănuiesc, ai. Ai. Dar care sunt momentele care, sau care sunt lucrurile care te fac să te simți într-atât de rău încât să nu poți să duci un show? Băi, am trecut prin multe chestii în viață. Nu mă simt confortabil să-ți povestesc probleme de astea în familie. Nu vreau să intrăm în detalii, sub nicio formă. Nu, probleme în familie, în general, alea mi se pare cele mai serioase. Pentru mine, cele mai importante lucruri de pe lume. Asta sunt familia și prietenii mei. Prietenii mei, care de fapt sunt într-un fel tot familia mea. Eu am prietenii din astea vechi, grupurile mele de prieteni sunt și de 30 de ani vechi. 20 de ani, 10 ani, dar sunt ai mei, suntem toți împreună tot timpul. În caz de ceva, ne ținem unul pe altul și de-aia zic că suntem o familie. Sunteți prieteni din liceu? Suntem prieteni și de când aveam 3 ani, 5 ani. Ah, ok. Da, eu sunt bucureșteancă și nu am avut prieteni cu care să mă îndepărtesc, că știi că bucureștenii rămân aici toți, noi stăm aici toți, ne împărțim doar pe cartiere, așa, știi? Și cum ar veni, da, suntem împreună de atunci și... De-aia îi numesc o familie, că într-un fel, chiar dacă nu suntem rude de sânge, suntem o familie. Dacă mi se întâmplă vreodată ceva în familie rău, asta nu mai pot să duc să fiu tare. Am nevoie să fiu acolo lângă ei, să ne ajutăm. Și am trecut la viața mea prin chestii nasoale cu familia mea. Și cu familia mea rude de sânge și cu familia mea, na. Și alea au fost grele rău de tot, de tot, de tot. La modul la care m-au dezechilibrat și trebuia să-mi găsesc puterea să-i și ajut, să se treacă și peste momente și... Na, grele rău, decese, chestii de genul ăsta.
De-aia nu vreau să... E un podcast unde ne simțim bine. Da, păi nu, sub nicio formă, eu nu, nici nu-mi place să pedalez pe chestii de astea decât în momentul în care, na, omul se deschide conform cursului firesc al discuției. Că ai și farmecul, trebuie să fie o treabă naturală. Nu vreau să târnesc o lacrimă acum. Că hai n-ai să, cum, n-ai nicio șansă. Hai să plângem. M-am machiat o oră jumate, nu plâng de-a dracu. Dar da, pentru că am ținut să te întreb care e genul de probleme care te poate face să nu urci pe scenă, pentru că majoritatea oamenilor care acționează în sfera asta artistică au această... Nu știu cum să o numesc. Vezi, uite, eu sunt foarte atent la formulările pe care le fac pentru că am obsesia asta, să nu fie scos din context ceea ce zic, să nu fie răstălmăcit. Foarte bine, apreciez. Eu nu, pentru că treaba asta m-a făcut să fiu foarte atent la niște lucruri anul ăsta și să mă inhib foarte tare în loc să te fiu cred, eu. Te cred, și eu la fel am ajuns, să știi. Te cred. Trebuie să mai treci peste. Întreabă-mă ce vrei și dacă e ceva, zic, taie la montaj. Nu la asta mă refer. Mă refer inclusiv la faptul că v-am spun acum, în capul meu sună așa, dar am zis, după aia m-am gândit că jignesc pe cineva. Hai de ia zi ce vrei să zici. Zi exact ce vrei să zici. Că există o chestiune de asta a artiștilor și nu neapărat, nu numai artiștilor, și au unora care o ard, artiști, dar nu prea sunt, pentru că ar trebui să definim și ce un artist și o să te întreb imediat. Chestia asta, pentru că mi se pare că e o noțiune care se relativizează și foarte ușor. Nu o să-ți dau răspuns satisfăcător ce e un artist, nu știu. Bine, și satisfacția e... Eu sigur sunt un artist, dar nu știu să definesc ce e un artist neapărat. Cine hotărăște? Hotărăști tu sau hotărăște publicul? Habar n-am. Așa, gata. Asta ziceam, că mă gândeam la faptul că e o doză de asta de eroism a oamenilor din zona asta care spun, zic, domnule, da, oricât de greu mi-a fost, eu am fost pe scenă. Hai să spun, mamă, ce te întrerup, iartă-mă. Nu, chiar vreau să mă întrerup. Așa fac eu, știu, e urât. Eu când eram în facultate, doi profesori ai mei la amfiteatru acolo, la Berlogea, au zis cum ei au urcat pe scenă, să mă ierte Dumnezeu, unul din ei a zis, am urcat pe scenă și în ziua în care mi-a murit fiica. Și eu m-am gândit, ce coaie? Nu puteai să anulezi spectacolul de teatru? E un spectacol de teatru, îl jucați altă dată, dădeați la oameni bani înapoi pe bilet. Cum ai că ai urcat pe scenă în seara care ți-a murit fiica? Asta ți se pare eroic? Păi mie, dacă mi-a murit cineva în familie, anulez toată săptămâna de show-uri. E familia mea, cum adică? Nu operam pe cineva pe creier și moare fără mine. Atunci poți să zici, da, m-am dus și am operat pe creier și am salvat un copil în ziua în care mie mi-a murit fiica. Că pe copilul ăla nu puteam să-l las să moară. Vai ce tare ești că ai făcut spectacolul de teatru de la Bulandra în ziua care ți-a murit fiica. Ești nebun la cap? Înțeleg, ok, arta înălțătoare a teatrului, felicitări, extraordinar, munca, opera scrisă, autorul, regizorul, trăirea, foarte frumos, oamenii, respecti publicul. Dar cred că puteai să-l anulezi, ok, e doar un spectacol de teatru, calmați-vă puțin. Așa că eu sunt foarte împotriva acestui eroism. Eu îmi respect publicul, încerc și când mi-a fost tare greu, crede-mă, să nu anulez show-ul. Dar dacă, Doamne ferește, mi se întâmplă o tragedie în familie, am mai anulat show-ul. Pana mea. Îmi iubesc mai mult familia, totuși. Îmi iubesc publicul, da. Mama, tata, frați, surori, e alt nivel, nu? Încurajez și publicul să-și iubească mai mult mama, tata, frați, surori decât că au dat bani pe bile la stand-up. Nu cred că o să fie nimeni care să zică, domnule, a murit, dar na, dacă am dat bani pe bilet... Am dat bani pe bilet. Ce naiba? Mă duc, las, începe o doliu de mâine. Așa că eu nu sunt de acord, mi se pare că există limite. Pe de altă parte, mai e și chestia asta, o vorbeam de curând cu cineva, cu un coleg de la stand-up, cu Teo, de fapt, că a avut și el o chestie și a zis că, bă, totuși, uite ce chestie, că oricât de supărat vii la club, că ai trecut prin ceva greu, măcar când urci pe scenă, uiți și te ajută, știi? Și, într-adevăr, urci pe scenă și uiți, te ajută, asta e o altă discuție. Ține de tine, nu știu, nivelul tău de... Da, la unei ATC, tu când ți-ai dat seama de lucrurile alea? Ți-ai dat seama în timpul facultății sau în timpul carierei ulterioare, când ai realizat că, bă, stai puțin, mie cine, bă, de unde am eu chestiile astea? Cred că de acolo. Bă, cred că realizam multe chestii și în timpul facultății și îmi plăcea să fiu mințită de mirajul ăla, că era mișto totuși, adică eu nu vreau să demonizez acum facultatea asta.
Dar era un miraj cu foarte multe chestii. Mă convingeam în primul rând că dacă ceva e greșit, sigur eu sunt de vină. N-au cum să fie ei de vină, cei care sunt responsabili de noi, de nimic. Eu sunt de vină. Și na, timpul a trecut, băi, am terminat facultatea în 2012, aproape 2025. Aha, multe lucruri au trecut peste mine, am avut multe proiecte la viața mea, de tot felul, am dat de sute de oameni cu care am lucrat. Am făcut terapie foarte mult, încep să descoperi chestii și să-ți dai seama, bă, prietenași, stați potoliți-vă. Dar când ai 18 ani jumate și încep să zică profi, știi, wow, da, da, așa e, da. Dar asta nu înseamnă că nu m-am învățat chestii. Eu am învățat comedie în anul 2 de facultate cu Vlalo Gigan și a fost foarte mișto. Mincu a făcut un atelier întreg de clovni cu Vlalo Gigan, care își dădea doctoratul atunci din asta și a fost foarte mișto. Eu nu iau lucrurile astea, nu le dau deoparte. Mm-hmm. Facultatea, per total, ca energie, modul de a lucra, știi, odată au venit niște studenți din Franța de la conservator pentru schimb de asta de experiență și o săptămână am lucrat cu ei și cu profesorul lor, care era de altfel și directorul conservatorului din Paris. Ok. Da. Wow. Felul în care ei lucrau. Dar ce legătură avea conservatorul cu UNATC-ul? Așa se numește facultatea de teatru. Ah, ok. Da, da, da. Că mă gândeam că... Nu, așa se numește. Veni și muzicieni. Sau poate zic incorrect, dar nu cred că zic incorrect. Dacă zic, îmi cer scuze. Ideea e că felul în care, în afară de faptul că au venit 3 băieți și 4 băieți, 4 fete care, deci nu că erau frumoși, nu pot să-ți explic frumusețe de femei și de ceva în ei, frate, o știi cum și-o ard francezii cu niște încălțări mai murdare și niște blugi, un tricou și vai și de, mai puțin parfum. Vai de via, nu, era, o igiena lor era foarte ok. Băi, așa mișto, bă, și fără stres, lucra orice. Zicea proful cântă, ce fac, se ridicau, începeau să cânte, să danseze, aveau încredere în și ce mi-am dat seama. E că orice se propunea, da, o mică improvizație, o scenă, un exercițiu de imaginație, nu știu ce, orice făceau, proful lor zicea, a, e genial. Într-adevăr, nu cred că trebuie să zici la tot că e genial. Ce zi spun, au orice, chestia asta. Da, dar orice propunea studentul, el zicea, ok, asta a fost propunerea ta. Pe când la noi... mâncați-a, deci discuția cu profa mea de actorie e că nu ești feminină, ochișorii, adică să ții sânii așa, cum adică, nu ești feminină, ochișorii mâncați-a. Dar cuvântul sân ce avea? Era o glumiță, să zicem că accept glumița, dar ideea toate să fim numai dive, numai... Stați, fraților, un pic, că poate are altcineva altă propunere. Altă chestie, în anul 2 de facultate, la clasă, la Puiu Șerban, aveam o colegă care a apărut un examen 3 minute. Toată lumea a avut scene, chestii. Eu nu eram la clasă la Puiu Șerban, dar am întrebat, deci colega voastră, această colega voastră, a apărut 3 minute? Și a zis, păi nu prea ieșea bine. Ce a plătit cineva bilet? Dar sunt nebunit? E examenul de la un ATC, sunteți bolnav, ce trebuia să iasă lui bine scenele care regizor? Este femeia la examen în pana mea, îi plătește statul examenul din taxele contribuabililor, se sănătoși la cap. Adică era un căcat ăsta. Mi-a zis profa mea de actorie în anul 3 de facultate, a zis că vreau să joc Mașa la licență, în Pescărușul. Și a zis, nu e, tu ești Nina. Și a zis, profa, ți-a nebunit? Vreau să încerc să fac prost Mașa. Că nu a plătit nimic, dă să o fac prost. Lasă-mă să joc prost. Că-s la facultate, să învăț, hai să lucrăm pe personajul ăsta. Nu mă distribui, că nu filmează nimeni, nu e cu buget. Aia e problema, acolo e problema, înțelegi? Și după aia urlete, ești proastă, ești grasă, aveam cu 15 kg mai puțin ca acum. Așa ceva n-am prins, jur. Aveam cu 15 kg mai puțin ca acum, îți dai seama, acum ca acum, dar eu am fost mai grasă de atât, cred că la un moment dat profesorii mei când m-au văzut pe net vomitau sau ce căcat. Asta e problema, critică la modul ăsta. Suge burta, suge pula, lasă-mă în pace. Dar ei, da, știi, aia era problema. Asta mi se pare o tâmpenie. Pe ce se axau? Și când au venit ăia 4 fete, 4 băieți frumoși din Franța și aveau încredere în ei și râdeau și dansau și cântau și își făceau momentele, am stat și m-am gândit, bă, ce se întâmplă? De ce ei sunt așa și noi suntem est-europeni? Mă scuzați, prova! Ce-i asta? Dar toți actorii spun chestia asta, că noi dramatizăm foarte tare actoria asta. Da, calmați-vă puțin, că nu sunteți așa importanți, nici stand-up comedie, nici se poate fără voi. Avem nevoie de medici, relaxați-vă, nu e așa, nu ești așa important.
Eu, de exemplu, ceea ce povestești tu acum rezonează atât de mult cu treaba asta și cred că m-am luminat la față în momentul în care ai început să povestești. Trăisem înainte de un ATC. Uh-huh. Adică am avut marile bulanci, totodată marile ghinion, depinde acum, că și asta e subiectiv, cumva să fiu trimis cu forța să fac teatru în limba franceză la un club în liceu. Ce tare! Pentru că eu tare. Făceam franceză, mm-hmm. până, adică am făcut până în clasa 8-a foarte mult. Eu aveam DELF de la B1, dar habar n-aveam să vorbesc. Ah. Eram și foarte inhibat. Mai am zis mica proasta, dar eram, mai este felicit. Păi nu, ți-era l-am rușine luat pe bune, vorbești. N-am copiat la DELF. A, ți-era rușine să vorbești sau ce? Da, nu că mi-era rușine, nu eram stăpân. Ți-era frică că o să fii criticat, de fapt. Exact. Și m-a sunat profesoara mea de la clasă din 5-8. Eu mă dusesem, fiindcă luasem 10 la BAC, n-am luat 10. Luasem 10 la capacitate la matematică, m-am dus la Mate Info. Nice. Că ai mei ziceau, zic, bă, ăsta e că te are creier de matematică, domnule, cum? De unde ești tu? Din Iași. A vrut inclusiv o profă renumită să mă pregătească pentru olimpiadă. I-a spus, tata, că eu îl pregătesc pentru olimpiadă. Și zis că, bă, înseam că ăsta e drumul meu, aia e. Și am primit un telefon de la doamna asta profesor, care m-a avusese la clasă, care știa nivelul de franceză, dar care știa că eu am ureche muzicală. Știi? Eu pot să am accent în orice limbă, și în turcă, care nu știu cuvinte, am accent. Eu pot să vorbesc. Și atunci femeia respectivă m-a sunat, mi-a zis, bă, hai, uite, vină la trupa asta. Trupa era ceva elitist. Adică erau 3 băieți, 3 fete, maxim. Și am zis, eu să fiu unul dintre ei, mai ales că fetele erau mari, a 11, a 12 și erau toate trei niște frumuseți. Mamă. Și zic, eu să fiu unul dintre ei, nu vin. Eu nu mai plecasem nicăieri până în clasa nouă fără părinți. Și ai mei când au auzit chestia asta, auzind și că e rost cu 300 de euro, cam atât costa o taxă de festival, să omblu eu, stau mai mult prin străinătate decât prin România. Ce tare! M-au forțat și mi-a zis, bă, nu, te duci, că dacă nu te duci, tu îți dai seama ce prost ești, nu știu ce. Nu, au început tot așa, tot cu niște de astea, că ești prost, că nu știu ce, cum să nu te duci, uite ce șansă ai, uite ce prost ești și așa mai departe. Și am zis, hai, mă duc, gata. Am plecat la primul festival la Arad, ți-mi minte că stătea maica mea pe peronul gării și eu plângeam din tren, am ajuns la Arad, am intrat pe Facebook, maica mea fusese o poză cu Hogwarts Express-ul ăla care te ducea la Hogwarts și zicea ca și trenul Iași-Timișoara, m-a apucat plânsul, s-auzea o melodie, era melodia aia, I'm coming home, coming excelent. Home. Excelent, câtă tragedie în pana mea că te-ai dus până la un festival la Arad. Exact, dar era mintea mea la 15 ani. Bă, și când am ajuns să lucrez, pentru că veneau profesori de peste tot, inclusiv am văzut ruși, și aici o să vină unii, e o afirmație periculoasă pe care o fac în zilele noastre, dar am văzut ruși care erau foarte deschiși, categoric, ruși francofili, care aveau schimburi de experiență cu francezi, de țin, așa cum era un rus, un profesor îl chema Roman Kiselev. Uh-huh. Adică exact pe Kiselev. Uh-huh. Și avea el o glumă că pe el, de fapt, nu, că îl cheamă Roman Kiselev. Uh-huh. Și că avea ateliere dimineața. Și atunci, uitându-mă la ceea ce ai povestit, mi-aduc aminte, zic, bă, da, eu am văzut în coolness-ul ăla, adică îi vedeam pe aia francezi, pe belgeni, ce relaxați erau. Da. Vedeam mentalitatea de performanță, care la noi nu există. La noi e doar impresia că performanța se face cu biciu și atât. Da, școala rusă. Că trebuie să suferi. Stanislavski. Așa, da. Ia și citește Stanislavski, să rog să am tot Stanislavski, nu mai goi, nu mai pot. Te întreba la ce pagină ai ajuns, lasă-mă în pula mea, nu mai pot. Înțeleg că e folositoare, dar lasă-mă dracu. Da, mă rog, exagerez acum ca să râdă oamenii, dar înțeleg ce spui, da. Da, așa e și dacă te uiți, noi avem problema asta aproape peste tot, avem problema asta și în sport, pentru că la noi ajung fotbaliști, de exemplu, când se transferă la echipe din străinătate, ei nu înțeleg că acolo antrenorul nu le mai zice nimic. Antrenorul le spune de tehnică, de joc, de tactici, de alte lucruri. Nu învață să trag la poartă. Și de asta avem, cred că avem problemele astea, pentru că la noi e falsă asta impresie că trebuie cu suferință. Mă, trebuie să te doară. Da, trebuie să te doară, ceva. Dar nu inutil. Aș mai adăuga ceva. Mi-a crescut foarte mult spiritul ăsta observațional așa și cred că l-aveam de fapt și atunci, dar nu l-exploram. Îți pare că, și hai să nu mai vorbim despre un ATC după asta, te rog, dacă ești ok și tu cu asta. Da. Îți pare că le place foarte mult și să fie interesanți.
profesorilor de acolo. Așa mult le place să fie interesant, să te șocheze, să zic o nebunie și tu să fii șocat de ce a zis. Tu ai 19 ani, ăla are 30, 40, 50 și trebuie să fii șocat de cât a fost el de nebun. Se vede, se vede pe ei și acum dacă privești în trecut ești tași dracu din gură. Și nu mă refer la profii mei neapărat, mă refer la toți profii din an și la ce am văzut și cum vorbeau. Mamă, ce nebunie o să-ți facă. Dar da, uite, ca să calmați-vă puțin toți, relaxați-vă puțin. Gata. Ca să închid subiectul ăsta, vreau să fac disclaimer-ul ăsta neapărat. Eu în anul meu n-am auzit de astea. Jigniri cu iași grasă, cu suge burta, cu de astea n-am auzit niciodată treaba asta. Deci din punctul ăsta de vedere, mega decență la profii mei. Și totodată existau categoric, exact cum ai spus și tu, existau și o grămadă de părți buni și nu toți oamenii de acolo erau bătuți în cap. Erau și niște oameni care mai aveau niște viziune, drept pentru care nu mai sunt pe acolo. Așa, mai departe. Gata, lasă-i că nu mai, nu. O să vorbesc de subiectul ăsta până dimineața, dar știi bine că acum noi filmăm și nu putem să zicem tot. Veneam să le fac o orare mai... Nu mai, mai prezidențial, așa. Să fie sanitar. Ce ai zis? Să fie sanitari. Să fie sanitari, da. Așa zis Augustin Viziru, că vorbea, zic, că zic, bă, mă, tot iau ăștia cu veganismul, cu astea, vrei tu să nu mănânci carne, vrei tu să mănânci chia alea, treaba ta, să fii sanitar. A fost fix ca aia, cu suge burtea, dar suge pula. Pot să spun adevărul? Da. Eu cred că am avut șanse în plus pentru realizarea acestui episod de podcast și pentru faptul că mi-a venit mie o idee care a venit anul trecut lui Mircea. Anul trecut Mircea Bravo m-a sunat tot septembrie era, exact aceeași perioadă, exact această săptămână, cred că pe data de 18 am filmat, azi e 17, m-a sunat Mircea și mi-a zis, băi, Radu, uite, am o idee, dacă vrei să faci un podcast cu Bob Rădulescu. Pentru că Bob era unul dintre actorii principali din filmul Nuntă pe bani și avea să se lanseze, ți-mi minte și data, anul trecut, în 10 octombrie 2023. S-a lansat deja și fost, îl găsiți pe Netflix. Și a ieșit unul dintre cele mai memorabile episoade de podcast Vinde o poveste cu Bob aici. Iar anul ăsta am zis, zic, bă, ia să facem ca anul trecut. Maria Popovici, pentru că Costel mai fusese și știam că... Nu mai are că... rost să-l chem niciodată. Ba nu, cum, mai are rost. N-ai mai ce să-l mai chem. Eu l-am mai chemat să mai jucăm FIFA. Cum, păi de el în 2 ani n-a mai făcut nimica? Stă acasă, face ciorbă, crede-mă, nu-l mai chema. Tu vorbești serios? Da, fac mișto, spune. Nu, m-am gândit că poate chiar s-a retras, poate e pusnic Costel acum. Are toate șansele. Și atunci așa l-am sunat eu pe Mircea și am zis, bă, uite că să vorbești și tu cu Maria, că eu am mai sunat-o, dar am mai insistat și așa mai departe. Drept pentru care aș vrea să vorbim despre filmul ăsta care se numește Moartea în vacanță de data asta. Din 28 octombrie în cinematografe. Tati. Și să-mi spui dacă în primul rând, dacă nu mă înșel, dacă e primul film de cinema în e care joci? E primul film în care am un rol principal. Ok. Și cum a fost toată treaba pentru tine? De la propunere și până la momentul ăsta iminent al lansării. Că dacă nu se întâmplă vreo tragedie, se lansează. Păi, anul trecut prin primăvară m-a sunat Mircea Bravo și i-am zis, de unde ai acest număr de telefon? În primul rând. Și de unde l-avea? Nu știu, am uitat. Să știți că eu glumesc un pic, aș vrea, eu nu știu ce public să uite, eu fac și catering. M-a întrebat, vrei să joci într-un film? Și am zis, nu, deloc, nu vreau, dar mai frumos decât îți zic ție acum. I-am zis că am o perioadă aglomerată, că nu mai pot, sunt efectiv în burnout, nu mințeam, eram în burnout. Și a închis și m-a mai sunat. M-a sunat ca un băiat de la care te tot sună. Știi aia care scriu ce faci frumoasă până te înjură pe internet? Așa m-a sunat Mircea Bravo. Mie nu mi-a scris nimeni ce faci frumoasă. Slavă cerului. Și la un moment dat... eram chiar să cumpăr faianță pentru casă și zic, ha, Mincu, mă sună Mircea Bravo. La mea răspunde, hai. I-a răspuns și mi-a zis, bă, uite ce voiam să-ți mai spun, dar chestia asta, să știi că rolul pe care vreau să ți-l dau e principal și celălalt rol principal e Costel. Și am zis, bine, bine, te sun imediat că sunt cu arhitecții și caut faianță, nu știu ce, arhitecții ăștia care fac design interior.
Și am închis... Unii dintre arhitecți, da. Da, 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 am vrut să mă exprim corect. Am închis telefonul și l-am sunat pe Costel. Costele, m-a sunat Mircea Bravo, tu vrei să te bagi în filmul ăsta? Și mi-a zis, bă, dacă te bagi, tu mă bag și eu. Ce-ți bine, mai că mă bag, hai să ne băgăm amândoi. L-am propus lui Mircea să ne întâlnim undeva în oraș și am stat de vorbă despre proiect. Eu nu-l cunoșteam pe el deloc, iar deloc. Nu știu dacă văzusem vreodată ceva cu el pe net, dar din... Știi cum e? Chiar dacă nu știi de cineva, dacă e atât de cunoscut, tot fără să vrei, ai văzut ceva? Uh-huh. Sau ai... Nu era genul meu de... Era departe de stilul meu sau al Costel de a face umor. Foarte departe stilul lui. Și atunci nu ne urmăream reciproc, sau nu știu, eu pe el. Băi, și când l-am cunoscut atunci în oraș pe el și pe Cristi, efectiv a fost... Doamne, erau atât de drăguți și atât de mișto ca oameni, că în secunda a doi și eu și Costel, care venim să-mi ia mă ia ce vreau ăsta, și eram și cu Mincu acolo, am fost... Da, mă, da, hai să facem împreună. Și eram sigur, am avut așa ca un... o previziune, am zis, bă, fii atentă, că n-ai vrut să-i răspunzi ăsta la telefon... Repet, eram în burnout de muncă, fără niciun fel de mișto. Dormeam noaptea și nu-și mai făcea efectul somnul decât eram de obosită. Și nu mai voiam să mă bag în încă un proiect. Și am zis, fii atentă că nu o să vrei să te bagi în proiectul ăsta și o să ajungi să fii prietenă cu Mircea Bravo la modul să-l iubești. Am avut o chestie în cap. Și na, a început de atunci întâlniri, citit de text, am început filmările și într-adevăr, acum e unul din oamenii care orice mi-ar propune, eu mă duc și fac cu el. Așa s-a ajuns. Dacă m-ar suna Mircea acum să zică, bă, am o idee... Am un spectacol de teatru, de exemplu. În afară de asta, că n-aș avea răbdare să stau să merg 3 luni la repetiții, dar orice mi-ar propune de acum, voi spune da. Deci oamenii au în jurul lor o echipă de producție și ceva ce n-am mai văzut, frate, așa oameni mișto. Fără niciun fel de caterincă. Am mai fost și eu la filmări. Într-adevăr, peste tot sunt și oameni simpatici și oameni mai puțin simpatici. Dar eu m-am îndrăgostit de acești oameni și mi-a plăcut mult de tot să lucrez la acest film. Și de Cristi și de Mircea și cu Costel m-am înțeles extraordinar. Uite, iată o discuție de când sunt doi oameni care au terminat un ATC-ul. Așa se întâmplă o scenă. Înțeleg exact ce ai vrut să-mi zici când te-am rugat să faci data viitoare, nu știu ce. Și l-am avut și pe Mincu ca și acting coach, care a contat foarte, foarte mult acolo. A contat că a fost și el. Foarte puțini producători de filme înțeleg nevoia unui acting coach pe platou. Cristi a înțeles imediat și Mircea la fel și a fost util și mai mult decât atât își doresc atât de mult ca treaba să iasă bine și atât încât nu există orgolii de-astea de căcat. Deci oamenii îi veneau și îi mulțumeau lui Mincu pentru ajutor. Nu îi spuneau, bă, dar ce te bagi? Ceea ce este absolut genial pentru că toată lumea voia doar să iasă filmul bine. Genial. Nu voiam să fim care-i mai șmecher. Și eu am văzut filmul în acest moment în care noi tragem acest podcast, filmul încă nu a apărut în cinematografe, dar eu l-am văzut. Și abia aștept să-l vadă publicul. Pentru că eu nu pot să fiu... Eu m-am uitat la film și mi s-a părut că tot ce e prost în film sunt eu. Am stat în cinema, m-am uitat la film și am zis, bă, filmul e bun, dar eu n-aveam, trebuia să-l las pe altcineva. Serios, chiar trebuia să... Și cred în continuare că trebuiau să ia pe altcineva și că nu sunt bun în film. Așa că eu nu pot să spun, decât că da, toată lumea și-a făcut treaba bine, dar... Nu știu despre tine. Nu știu despre mine. Eu mi-aduc aminte că am văzut trailerul filmului la finalul filmului Nuntă pe Bani de anul trecut. Era un teaser mic așa. Un teaser mic, da? Da. Și nu mai țin minte exact ideea. Cred că e despre a trece granița cu un mort sau ceva de genul ăsta. Dar tu știi de la Mircea că noi putem să dăm detalii despre film? Nu cred. Bă, nu dar asta detalii. Se vede din teaser. Asta se vede din teaser. Da? Real, da. Mhm. Adică n-am vorbit cu el despre asta, nu îmi zic. Nu știu ce Mircea, pot să zic finalul? E un film de comedie foarte tare în care se întâmplă multă acțiune și multe chestii palpitante și Mircea și Costel sunt foarte buni, o să râdeți enorm, enorm, enorm. Și tu ce rol ai? Eu... Principal, n-ai auzit? Principal, e principal, jur! Am un rol principal, o femeie care e diferit. Ar putea părea că are multe elemente din mine, dar în viața de zi cu zi nu sunt ca ea. O femeie așa mai... nu știu să explic. Cu multe ghinioane în viață. Ok. E amuzant. Nu vreau să dau mai multe detalii de atât, că dacă dau prea multe... Tu ai avut multe ghinioane în viață? Nu zic că e diferită de mine această femeie. Ah, ok. Nu e diferită. Am zis că aparent...
Când o să vedeți personajul, poate unele lucruri o să vă aduc aminte de mine, dar personajul ăsta nu seamănă de fapt cu mine, că eu n-am avut ghinioane așa în viață la modul ăla. Ea a avut o viață mai încercată și acum îi cunoaște și pe ăștia doi deștepți și trece prin niște obstacole cu ei și aventuri. Și ai filmat și în Grecia, nu? Am filmat în Grecia, în Poros, am filmat în Bulgaria, pe la Veliko Târnovo și am filmat în Cluj. Da. A fost foarte mișto. A fost foarte cald, am avut scene în care trebuia să ne prefacem că murim de frig. Atenție! Noi filmam vara în Grecia, cu mașina cu geamurile închise, fără aer condiționat, că strica sunetul. Cu geacă pe noi și trebuia să tremurăm. În mașina erau 65 de grade. A fost, aia a fost ceva. O să vedeți. A fost într-un fel. Bă, da, e tare. Deci, mai zi o dată data lansării. Din 28 octombrie o să fie în cinematografe în toată țara. Am un pic de emoții, recunosc. Eu nu știu dacă o să pot să stau în sală să mă uit efectiv la film. Poate o să vin după aia la Q&A. Dar, așa e frumos. Normal că o să vin de fapt după aia la Q&A, dar am emoții, îți recunosc că am emoții. Mă gândesc la chestia asta, gen, cu ce mă îmbrac? Cum fac păr? Ce o să zic? Aoleu, dacă nu o să le placă filmul, nu o să le placă de mine. Aoleu, chestii de-astea. De ți s-a întâmplat vreodată în cariera ta să nu, simți niciodată. Real că oamenilor niciodată. Nu le place de tine? Nu, niciodată. Niciodată, zici că mi-e frică să nu vină momentul. Nu mă, eu exagerez foarte mult, crede-mă, când mă uit la ceva făcut de mine, foarte, uite, la specialul meu pe Comedy Box, însă am putut să mă uit să zic, ok, bravo, hai că ești ok. Dar în rest mă uit și mă gândesc, oh, îmi vine să-mi dau comment de hate, du-te fă din filmul ăsta că nu ești bună de nimic, nu pot altfel. E bine că la film nu poți dai comment. Nu poți, da. Dar poți dai la postările legate de film. Clar, dar o să și dau. Așa cum poți să dai coment și cu moartea în vacanță, dacă ești privitor al nostru în acest moment, și poți câștiga unul din cele 10 bilete duble oriunde în țară, de oriunde ați fi, la acest film ce se va lansa în data de 28 octombrie, bilete care vin din partea noastră. Așadar, moartea în vacanță, dacă aveți, sau moartea în vacanță, ca să nu existe probleme. Vacanta. În vacanta, moartea in vacanta, mortas in vacantas. Deci moartea în vacanță în secțiunea de comentarii, toate comentariile care conțin această structură intră automat în acest concurs, așadar puteți să comentați și să-mi dați și hate mie, să spuneți cum am vorbit mai mult ca invitat, că-s prost, că de aia, că ce nasa am, tot. Tot ce trebuie. Câți bani ți-a dat Mircea pentru asta? Pentru filmul ăsta? Pentru să zici reclama asta, câți bani ți-a dat? Absolut nimic, deci dar... Deci ești, vezi care bani. Dar nu sunt deloc prost. Eu am o gândire strategică pe termen lung. Și mă bucur că m-ai luat în serios acum. Avem Bob Rădulescu, avem aici, să vedem, sperăm să prindă, să meargă treaba bine și la un moment dat, când o să am eu nevoie... Să-i cer ceva lui Mircea. Normal. Păi de astea sunt cele mai bune afaceri, nu alea cu dăm bani. De ce, mă? Nu, alea cu dăm bani sunt foarte bune dacă lucrezi cu companii. Mircea, oricât de dezvoltat ar fi, nu e companie, un om. Și eu... Pentru mine și asta e o chestiune verificabilă și super pe bune, adică chiar o zic super știi sincer. Că eu am, eu știu am că ai glumit, dar eu, să se știe că, eu Caterinca. Mă folosesc de ocazia asta ca să mai spun o dată că Mircea și toată gașca de la Cluj și Cristi și Bob Rădulescu sunt oamenii la care eu mă duc de fiecare dată când simt nevoia de liniște. Da. Când simt nevoia de aer mai cald, m-am suit în mașină, mă duc la Cluj. Înțeleg ce zici. Stai să dau un mesaj să zic că întârzi la doctor din cauza ta. Mă simt vinovat. Nu, îți face griji. Întârzi la doctor din cauza... Întârzi la dumneavoastră. Nu, dar cum ar fi să-i dai medicului mesaj? Întârzi la doctor din cauza lui Țibulcă. Nu știe nimeni cine este aliniști. Am crezut că nu știe nimeni cine e doctorul. Ce mă distrez. Dar nu mă mai deranjează astea. Astea mă deranjau. Glumesc! Jesus! Mă deranjau mai pe la începuturi. Că am avut și eu de astea de ale mele. Da. Deci moartea în vacanță în comentarii. 28 octombrie, dacă nu câștigați bilet, vă invit neapărat să mergeți. Pentru că eu pot să vă mai dau un argument tehnic și logic pentru care e bine să mergeți la filmul ăsta. Mirciulica a fost un film
bunicel. Ce? Care? Mirciulică, primul. Nuntă pe bani a fost un film bun, deci ăsta, Moartea în vacanță, mai ales având în vedere faptul că e filmat și prin străinătățuri, deci și mai multă investiție, că Mircea e de liman de ăla care nu scoate dividende, îl bagă în continuare, hai să mai facem, să fie mai scump, să riscăm mai mult. Nu e niciun risc, o să vină lumea la cinema, crede-mă, filmul o să fie mișto, am eu o problemă cu mine însămi și mă critic, dar filmul e mișto și da, așa cum ai spus, contează foarte mult, adică e mișto pe imagine. E mișto și pe imagine. Contează că am filmat prin Grecia. O să te facă să te duci în Grecia în vacanță. Da? Da. În octombrie. În noiembrie, da. Da. E mai ieftin. Să fim invers ca scena aia din film. Să mergem acolo, să ne campi noi de frig și să ne se trebuiască să... Filmăm dezbrăcați. Da. Pare că, uite, doamne, ce cald ne este. Că suntem în Grecia. Cum frig în Grecia. Da, ziceai de burnout. Cum poți să definești burnout-ul ăsta? Cum crezi că se ajunge în el? Și cum faci să... Adică cum ai făcut tu să ieși? Că nu cred că există un rețetar. Bă, e foarte nasol, fără mișto acum. E lumea, în ziua de astăzi, am observat, muncește până la epuizare. Am trecut printr-o perioadă când voiam să nu zic nu la proiecte, dar în același timp îmi dădeam seama că dacă mă uit pe programul meu, eu de luni până duminică, de dimineață până seară, fac ceva... Chit că ceva ăla e că te trezești, vine make-up artistul, vine părul, vin hainele, pleci la nu știu unde. Care sună foarte răsfăț odată. Dacă tu ai multe chestii de genul ăsta, dar și evenimente, dar și filmări, dar o altă filmare la altceva, dar un podcast, dar podcastul tău, dar proiectul ăla, dar show-uri seara, dar pleci în turneu, dar filmezi și în TV, nu știu ce, la un moment dat intri în acest burnout. Burnout-ul eu îl pot defini. Eram atât de obosită, de amețită, de surescitată, că puteam și să mă pun la 10 seara, noaptea în pat, să mă scol la 7 dimineața și era ca și cum n-am dormit toată noaptea. Nu se mai refăcea organismul, nu se mai refăcea, făceam perfuzii. Înțelegi? Rău. Și la psihic, anxietate dusă la extrem, nebuneală. Anxietate care cum se manifesta? În o mie de feluri, în a nu putea să te ancorezi în prezent, tot timpul te gândești, aoleu, dar păi mâine avem aia, aoleu, unde s-a alea, ce-am făcut? Vai, stresezi lumea din jurul tău, pui întrebări de 1000 de ori, aceeași întrebare, că ți-e frică că ceva nu o să se întâmple. Stai mereu stresat de ce urmează în loc să-ți faci treaba acum. Nu-ți mai faci treaba nici bine acum, că te gândești la următoarea. Te cerți cu oamenii din jurul tău care lucrezi, că ești cu nervii întinși la maxim. E nasol. Chiar recomand oamenilor din când în când să se gândească mai mult ce valorează mai mult, nu știu, timpul lor sau proiectul respectiv sau banii sau jobul respectiv. La un moment dat nu mai merită. Păi da, numai că aici e o chestiune sensibilă. Pentru că eu am întâlnit mulți oameni care, și am fost și eu în situația asta, de a mă supra-solicita. Da. Nu știu dacă a fost burnout sau nu. Că mie mi se spune întotdeauna, adică, uite, cum a fost pentru tine asta, cu ești proastă sau că ești slabă sau că nu ești bună la... la nimic. Eu am chestia asta înrădăcinată că nu muncesc suficient de mult. Și asta o am, toată lumea o are. Și mi se mai spune. Pierzi timpul. De ce pierzi timpul? Puteai să faci ceva acum. Poți să te relaxezi acasă multe ore? Nu. Nici eu. Eu nu pot stau singur în primul rând multe ori. Nici eu. Nebunesc. Trebuie să fac ceva. Mă apuc și fac mâncare. Spăl rufe. Mă duc să alerg în parc din nou. Nu. Și uneori mă simt vinovată că stau să mai luăm un film. Mă gândesc, puteai acum să faci ceva. Problema mare de tot chestia asta. Trebuie să înveți că, bă, stai un pic. Am ceva de făcut azi? Nu, calmează-te, gata. Stai dracu un pic potolit. Și mai e o chestie importantă aici. Multă lume pune pe seama factorului financiar. Adică, odată că rezonezi cu frica aia de a nu avea, de neajuns, și te gândești, zic, bă, domnule, nu-mi permis să refuz, că... Lasă, că e bine că acum cât pot, cât am putere, cât pot să fac, cât nu știu ce. Și cred că există și oameni care efectiv nu pot refuza din cauza asta. Băi, bineînțeles, stai puțin. Doamne ferește, nu mă refer la modul la care... Dar nu mai munciți, stați acasă o perioadă. Nu, eu mă refer la modul la care oameni care au ce le trebuie. Ce le trebuie, da? Ție nu-ți trebuie lucruri scumpe sau opulente. Îți trebuie o viață liniștită, îți trebuie mâncare, îți trebuie...
sănătate, îți trebuie un acoperiș deasupra capului, apă caldă, îți trebuie să poți să bagi rufele la mașină, să-ți plătești întreținerea, asta îți trebuie. Nu-ți trebuie nu știu ce ceas la mână, nu-ți trebuie nu știu ce pantofi. Aia nu-ți trebuie. Mm-hmm. Eu mă refer când intri în burnout fără să-ți dai seama că stai și că poți și fără proiectul ăla. Poți fără el. Da, o să ai mai mulți bani dacă îl accepti, dar poți fără el, este ok. Se poate trăi și cu mai puțin o perioadă. Uneori intri într-o stare de asta de hai frate, nu, hai să nu zicem nu. Cum spui tu? Nu zicem nu, hai să nu zicem nu. Este incorrect. Se poate trăi și cu mai puțin. Se poate trăi și cu mai puține vacanțe și plecări. Intri pe Instagram. Viața se întâmplă acum. Du-te călătorește. O pizdă care aleargă spre acus cu rochia. Am zis pizdă și ai râs? E un cuvânt care te atinge? Sau... Și toată lumea vrea, dar noi n-am fost în Santorini, e ok. Eu am râs de viață, se întâmplă acum. Da, da, e ok, e ok, e ok, deci să te omori ca să reușești tu să ai nu știu ce. La lucrurile astea mă refer. Eu n-am ajuns în burnout de disperare să fac bani, am ajuns în burnout pentru că mi se părea, mamă, uite încă o oportunitate, zici nu la ea, nu zici nu la ea. Și nu-ți dai seama, zici da, 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 și când trebuie să-i umpli program. Ajunsesem să nu mă mai pot vedea cu nimeni, să știi, făceam doar chestii. De la o vreme sunt atât de liberă, în schimb că nu știu ce să fac cu timpul meu și ca și tine mă simt vinovată să mă relaxez. Am văzut un, apropo de asta cu vacanțele, am văzut un reel, cred că era, nu știu, al lui Bendeac, foarte bun, care spunea că el a realizat că mulți oameni se duc în vacanțe doar ca să spună că s-au dus în vacanțe, că le e rușine să zică că n-au plecat nicăieri în vacanță și pur și simplu au stat și s-au relaxat. Și mie mi se pare pretending ăsta, adică pe mine m-au certat ai mei că n-am mers în vacanță. Mhm. În vreme ce ei nu știu de unde s-au scormonit de bani ca să ducă la all inclusive. Mm-hmm. Unde bineînțeles că au stat. Mm-hmm. Că asta faci la all inclusive, stai. Mm-hmm. Într-adevăr, stai la Mediterană, nu stai în metalurgie la Iași, da? Mm-hmm. Dar stai. Mm-hmm. Și după aia trebuie să te scormonești pentru că ai stat la Mediterană și n-ai stat în metalurgie la Iași. Da, dar eu sunt mai de acord cu părinții tăi decât cu tine din punctul ăsta de vedere. De ce? Sunt mai de acord cu ai tăi decât sunt cu tine pentru că chiar dacă tot stai, simțeau și ei nevoia să schimbe peisajul, să aibă drumul ăla până în vacanță, să nu gătească ei, să le gătească cineva să mănânce la ori inclusiv. Și uneori merită și să te scormonești de bani, depinde de ce perioadă ești în viață. Nu cred că ai tăi s-au întors în metalurgie la ea și au suferit foarte mult. Nu, Doamne ferește, nu spun asta, nu, categoric nu, Doamne ferește, adică și nu ca și cum au fost într-o vacanță exorbitantă, au fost într-un last minute de asta. Merită și ei să facă și de astea și poate la vârsta lor au chef să stea, da, pe plajă, să bea o bere pe plajă, să vadă marea, să noate, să... Na. Pe da, dar asta cu viața se întâmplă acum. Nu ți pare că e un pretending de ăsta? Bun, asta e pe capitolul vacanțe, dar puteam să o luăm cu toate capitolele. Mm-hmm. Eu la un moment dat făceam mișto de... Era, văzusem îngrozitor de multe reel-uri cu lux și cu opulență, cu Rolls Royce-uri, de exemplu, sau era un Rolls Royce și un 911, o vilă de aia frumoasă, care toate acum arată la fel, știi? Apropo de arhitectură și design. Și e melodia aia cu și o voce gravă care zice, da. Am I dreaming? No, I'm living in my dream. Da, oribil. Și după aia începe vioara aia. Am zis vioara și am făcut trompeta. Nu mai știu să mai fac vioara. Oribil. Oribil. Mie scârbă de chestiile astea. Oricâți bani aș avea în viața mea, n-aș trăi genul ăla de viață. Nu-mi place. Pe da, tu... Nu crezi că există oameni care văzând treburile astea de atât de multe ori, lor li se implementează undeva în creier ca e normalitatea? Normal, eu da. Mamă, ce lungă e discuția asta. Da, mă, da, ni se implementează tuturor niște chestii care ne dă senzația că e normalitatea și există și oameni care râfnesc la acele lucruri. Acele lucruri sunt o iluzie foarte mare și de care mie un pic și sila. Am așa un fel de repulsie față de genul ăsta de opulență, de... Am repulsie. Nu merg nici în astfel de locuri, nu intru nici în astfel de restaurante, nu... Dar așa sunt eu. Poate că alții sunt diferiți. Mie nu mi se pare aia o viață fericită. Nu asta e. Nu asta e. Rolls Royce-ul ăla nu e aia viața fericită. În sensul că e nașpa un Rolls Royce. Bravo cu Ilare și l-a dorit. Dar scopul să fie ăla, să ai lucruri,
Să fie scopul tău să ai lucruri care strălucesc mai mult, care au mai multă strălucire, pe care scrie ceva. Să am un tricou pe care scrie, eu-s bogat că am tricou ăsta pe care scrie ceva, ești prost la cap, ești cel mai mare sărac. Nu e asta viața, nu are nicio legătură. Ți s-a vândut o imagine, că e ridicol. E ridicol. Într-adevăr, e mișto să ai chestii mai de calitate, că o să te țină mai mult. E mișto să ai ce-ți place, dar a munci în scopul de a fi în lux, mie îmi pare amuzant. Adică pe mine mă amuză oamenii aia care îmi pare, baftă, bravo. Dar hai să facem o clarificare aici, să vedem diferența, în opinia ta, dintre benefic și, absolut nenecesar. Adică unde se oprește chestia asta cu calitatea, care sunt barometrii calității vieții pentru tine? Băi, la lucrurile materiale sau la viață în general? La viață în general și apoi la lucrurile materiale, pentru că o să te întreb care sunt lucrurile materiale care îți fac ție viața mai bună. Mie mi se pare că tot ce ai nevoie în viața asta ca lucruri materiale sunt lucrurile care te ajută să fii confortabil. Deci tu ai nevoie de o mașină de spălat rufe în casă. E mai confortabil, e extrem de... Tu îți poți spăla rufele și în cadă, dar e confortabil să ai mașina de spălat rufe. Trăim într-o eră în care trebuie să arunci rufele la mașină și să le speli. Nu poți să miroși a transpirație și n-ai timp să le tot speli. Și mâncăm chestii care sunt pline de chimicale și mirosim urât în autobuz, deci trebuie să bag rufele la mașină. Corect? Corect. Mm-hmm. Ar fi și mai bună viața să ai o mașină de spălat vase, ca să nu stai cu mâinile în vasele alea până când nu mai poți. Poate vii seara de la serviciu obosită și te-ar ajuta. Dar dacă ar fi, nu știu, să alegi între... Dar n-ai nevoie de un ceas scump pe perete care să fie opulent ceasul ăla, să aibă, să strălucească. Poți să te uiți la telefon să vezi cât e ceasul. Înțelegi ce spun? Tu poți să ai ceas opulent pe perete dacă nu e un efort să ți-l cumperi. Eu nu înțeleg oamenii care fac eforturi foarte mari să arate că au. Asta mă refer. Lucrurile necesare, da, merită un efort, care să fac viața, o saltea bună pe pat, să dormi bine, poate trebuie să strângi bani să-ți cumperi. Poate trebuie să ai grijă să ai lucrurile reparate prin casă, ca să nu ai probleme, nu știu, când îți curge apa sau la aragaz sau habar n-am. Dar nu e nevoie neapărat să strângi bani, să ai nu știu ce aragaz, că atunci când vine cineva pe la tine să zică, mamă, câți bani au ăștia, uite ce aragaz au. Pentru că știi că discuția asta e... destul de delicată din punctul meu de vedere, pentru că se poate duce foarte ușor în cele două extreme. Una, aia că, domnule, trebuie să avem neapărat Rolls Royce, că așa am văzut noi pe Instagram, că dacă nu avem Rolls Royce înseamnă că ceva nu e în regulă cu viața noastră, deci ceva nu e în regulă cu noi și atunci noi suntem niște oameni de căcat, depresie, că n-am reușit Rolls Royce la 25 de ani eventual. După care mai există extrema cealaltă cu un minimalism pe care eu nu-l văd neapărat, că ajunsesem la un moment dat la o discuție în care nu mai era nevoie, vorba ta, de mașină de spălat, că polează mașinile de spălat și că spălăm rufe la mână. Băi, eu n-aș putea să fac asta și dacă sunt condamnată că polează mașina de spălat, îmi pare rău, uite, reciclez în rest, scuze, am văzut un tablou acolo și mi-a atras atenția. Nu, n-aș putea să trăiesc o viață la modul ăsta, să-mi spăl acum rufele de mână pentru că știu că poluez. Pot să reciclez, în schimb, că asta pot să fac efortul ăsta. Nu știu. Dar nu sunt de acord nici cu un minimalism exagerat, în sensul în care am nevoie de un confort, de o comoditate. Eu vreau să zic altceva. Eu mă refer la oamenii care fac eforturi foarte mari să aibă ceva ce nu-și permit, de fapt. Mm-hmm. It makes no sense. Asta una, și a doua, pe mine găsesc un fel de ridicol în luxul exagerat. Mă amuză. Tu când ai început să câștigi bine din stand-up? Adică să poți să zici că te autosusții doar din activitatea asta? Nu știu să-ți spun exact, să-ți dau un timeline exact. La scurt timp după ce m-am apucat. Ok. Și ce s-a schimbat în viața ta atunci? În ce sens? Adică cum priveai lucrurile la momentul respectiv, mai ales că erai destul de tânără și majoritatea... La fel, cu cumpăratul de chestii sau așa? Da, pentru că... La fel, doar de exemplu ne-am luat o mașină mai bună, că mașina noastră pe care o aveam era, nu știu, n-avea mai aer condiționat. Ne-am luat una care avea.
Dar n-am stat să dăm toți banii să luăm una super șmecheră. Ne-am mutat într-o chirie, într-un loc mai bun, mai mare. Aveam mai mult spațiu, că eram doi oameni, aveam nevoie de mai mult spațiu. Ne-am mutat lângă un parc. Au mai trecut ani, am mers atât de mult timp în turneu și ne-am dat seama, bă, ne trebuie o mașină mai mare, că nu avem loc, că Maria așa și se sute, dă rochii cu ea. Aia era. Ne-am cumpărat o casă, care, nu știu, era următorul pas firesc pe care voiam să-l facem. Casă, casă? Ne-am cumpărat o casă. Un cămin, un loc unde locuim. Locuiam, că nu mai locuim împreună cu, că ne-am despărțit. Și cine a rămas în casă? Eu. Chestii de genul ăsta, dar niciodată nu ne-am gândit, mamă, să facem nu știu ce. Mereu am fost la modul, vreau să-mi chem prietenii la masă, deci îmi trebuie o masă mare. Dar nu-mi trebuie o masă mare la care prietenii să zică, mamă, ce masă au ăștia, câți bani au. Nu, da, să fie mare, să stăm toți. Vreau un scaun comod să steau prietenii mei. Îmi permit un scaun comod pentru prietenii mei, îl cumpăr. Dar nu-mi cumpăr un scaun la care prietenii mei să zică, ăștia fac bani, frate. Știi ce spun? Asta e diferența. Dar poate că greșesc, așa văd eu viața. Și nu-mi pasă și nu dau doi bani și ți-am zis, dacă mă obosesc, stau pe bordură și mă odihnesc. N-am niciun stres, nu mă interesează. Eu tot o fată din drumul taberei sunt. Eu sunt foarte de acord cu... Uite-te cum stau pe scaun de 4 ore. Nu văd nimic. Nu e nimic în sensul că fetele stau așa pe scaun. Așa e frumos, da. Așa ar fi fost frumos, dar nu pot. Așa. Da, eu nu înțeleg bărbații care pot să stea așa. Fiecare cu... La femeie o mai înțeleg. Fiecare cu confortul lui. La bărbați nu e mai greu de înțeles. Da, asta îmi place. Eu rezonez mult cu punctul tău de vedere, în sensul în care lucrurile alea, într-adevăr, de cel mai multe ori nu-ți trebuie și nu trebuie să te lași sub nicio formă condus. Da, că îți plac, dacă te pasionează, iar poți să ai și dar dacă ți le permiți. Poți să ai și plăceri dacă îți permiți. Pentru noi că... de-a lungul timpului am cumpărat artă. Ne-am permis și ne-am dorit să facem asta. Multă lume te-ar putea critica pentru a zice că artă, când alții n-au ce mânca și tu cumperi artă. Păi da, să știi că am ajutat și oameni care n-au ce mânca. Am donat bani, am făcut chestii de genul ăsta. Nu că ar fi treaba cuiva sau că ar trebui să dau explicații, da? Da, nu vreau să mă repet. Mi se pare că anumite lucruri să le faci dacă ți le permiți și nu-ți încurcă viața, nu să le faci doar ca să demonstrezi că ai. Ai atâta cât îți trebuie și o să ai perioade când nu mai ai și sunt ok și alea. Nu e panică. Da, ai avut, de exemplu, perioade în care ai câștigat foarte bine și după aia perioade în care să scazi? Nu. Da, e bun. Nu am fost copil sărac, nu am povești de astea să-ți dau, îmi pare rău. Dar nu asta căutam, nu. Nu, că mi-am dat seama că dacă te-ai născut în București și ai supraviețuit în București, bă, din start n-ai murit de foame. Am avut o viață bună, nu ți imagina că am avut părinți bogați sau că am fost un copil de bani, gata, sub departe de mine așa ceva, dar am avut o viață bună. Nu am, eu când aud povești ale altor oameni din generația mea, mai ales din alte zone ale țării, mă înfioară așa un pic și îmi pare rău, mă întristează. Nu, mă întristează că, uite, nu știam că se trăia greu, dar am fost fericită să am, nu știu, și tot felul... Am avut noroc cu anumite lucruri, știi, când eram copil. Nu duceam lipsă de nimic. Cum adică noroc? Îți dau exemplu. Aveam prieteni de familie care erau plecați studenți în străinătate. Ah, ok. Și îmi trimiteau jucării de... Le vedeam la Cartoon Network în reclamă. Că acolo se găsea ușor și în România în anii 90 nu găseai așa ceva în piața Mogheros și în drumul Taberei. Și atunci nu știu, aveam parte de jucării sau hăinuțe care abia acum la noi există în mall. Doar pentru că erau acești prieteni de familie. Iată că am trăit într-o familie tot așa cu mulți prieteni, cu nu știu ce, cum i-am dezvoltat și o viață apoi. Nu știu, am avut noroc de părinți care aveau un job ok, câștigau bine și aveau grijă de mine. Nu a fost o situație, nu știu. Da, nu, asta cu, știu și eu, noi, ai mei aveau un fiind care era plecat în Anglia și când trimitea la câte o cutie de aia de 20 de chile. Johnson's Baby, păi un Johnson's Baby la noi în România. Da, era, am avut la, un fel de noroc din asta. Și apoi am învățat și o să dau mai departe. De când eram mic am învățat că uite, cu jucăriile pe care nu le mai folosești sau nu știu ce, dar sunt întregi, dar sunt curate, le dăm altor copii. Și am învățat asta de mică și am făcut și eu pe măsură ce am crescut chestia asta. Și nu mi-a fost rușine să primesc nici când eram, uite, am vrut de curând să dau haine cuiva și a zis nu. Cum adică? Că se simțea prost. A. Și mie și acum dacă îmi dă cineva. Eu, și acum dacă vine cineva și îmi zice bă, am hainele astea și nu le mai port, îți place ceva de aici? Da, asta, nu, mersi frumos. Nu-mi e rușine. Păi gândește, de exemplu, acum stăteam și mă gândeam că toate hainele care mie îmi rămâneau mici le-a purtat un băiat dintr-o familie mult mai înstărită decât familia mea. Da.
uite, ecologic, nu, cum se spune, nu ecologic, cum se, așa se spune? Eco-friendly. Eco-friendly. Eco-friendly, da. Da. Bine, acum trebuie să fie, ca să fie eco-friendly până la capăt, trebuie să vezi ce materiale. Da, bineînțeles. Așa mai departe. Complicat. E, discuție endless. Da, dar zic cu gătitul, că asta mă interesează mai tare. Ce? Ce gătești în funcție de ce alegi, ce gătești și... Depinde așa ce am chef. Uneori îmi vine folosești? Să fac chestii românești, vine să fac... Eu, de exemplu, când mă duc pe la prieteni care sunt români sau jumătate români și locuiesc în străinătate, mă duc la ei și cam cu forța le fac ciorbă, sarmale. Îmi face mie plăcere să le fac asta. Și când... Asta în diaspora. Da, mă duc pe... De exemplu, am o prietenă care e născută, crescută în Paris, dar mama ei e româncă și na, noi suntem prieteni de când eram mici. Și eu când mă duc la ea în Paris, mereu îi fac ciorbă sau sarmale. Am fost și de curând și erau, dar nu vrem sarmale. Vă fac oricum. Eu am un pic și asta cu prietenii mei, îi hrănesc și un pic cu forța. Ei știu când vin la mine acasă că trebuie să fie leșinați de foame, că altfel îi cert. Dacă puțin nu le e foame, îi cert, știi? Îmi place să gătesc chestii tradiționale române și uneori îmi place să încerc tot felul de rețete. Uneori îmi ies, alteori nu. Îmi place mult de tot să fac paste. De ok. Exemplu, îmi place să le fac așa de la zero, să fac și pastele. Mie toată viața nu mi-a plăcut să mănânc paste până de curând când am realizat că e foarte mișto procesul de a le găti. Dar Nenciu, pentru că mama lui a stat în Italia. Da. Până anul trecut, da. El făcându-și toate vacanțele de vară pe acolo, la un moment dat se ocupa el cu gastronomia la familia respectivă. Și are asta niște rețete de paste, citare. Ceva... Să mă chema și pe mine, că îmi place mult să mănânc paste. Păi să facem un featuring odată, nu vrei? Sau să mâncăm fără să filmăm nimic. Nu, nu filmăm, nu. Da. Facem o rețetă toți trei împreună. Da, 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 faceți voi și mănânc eu. Păi de asta te-am întrebat ce-ți facem, place. Glumesc, facem mișto. Da, facem. Și când te-a apucat flama asta, la apropo de scule, ce folosești? A, acum prin casă totul la mine e zi, cum se cheamă? Miele? Nu, ălalalt, altul. Cum se cheamă? Stați un pic. Nu știu la ce te referi. Păi mă întreb de electrocasnice, nu? Nu neapărat. Și, nu de electrocasnice mă întreb? Aragaz, cuptor, astea mă interesează și... Toate sunt astea. Cum dracu se cheamă mâncață? KitchenAid-ul. Ok. Toate sunt, da. Tot. Am luat-o razna. Razna. Așa mi-am cheltuit eu banii cumpărând, deci numai toate să se potrivească la culoare, nu știu ce. De-astea. Și folosești plită cu ochi sau... Nu, am inducție. Aici e, nu e bine. Știu, n-am mai avut gaz la aragaz din 2012. Îmi place mai mult să fie cu foc, dar nu știu, tot timpul s-a nimerit așa și așa a fost. În trei locuri diferite am locuit, toate trei erau așa. Și într-adevăr e mai mișto cu foc, mi-ar plăcea, dar nu mai stau acum să pun gaze. Știgăi, oale, de astea de unde le-ai? De la Kitchen Shop? Da, nu numai, nu. Nu numai. Nu știu, de pe net, tot felul de chestii. Prietena mea, una din prietenele mele cele mai bune, Hayat, are o pagină de Instagram, Hayateria, și gătește și mă mai învață ea, mai îmi dă ea, mai... Ok. Da. Pe mine mă sparge în creier că am intrat, am cumpărat un hot pan și un wok săptămânile trecute și de atunci în continuu îmi dă reclame de la Gordon Ramsay cu, am uitat cum se cheamă, firma asta la care face el reclamă, Hydex, sau nu, cred Hydex se cheamă. Da. Nu știu să zic chiar așa, nu sunt atât de atentă. Și dacă le iau, nu sunt atentă după aia de unde. Uite, m-ai pus acum întrebare, o să mă duc acasă să mă uit. Am luat de curând niște oale de la Mob Expert. Nu știu ce sunt. Nu m-am gândit. Pana mea. Oale. Ah, da. Da. Am înțeles, da. Mai îmi iau de-astea de fontă, le mai stric. Mi-am luat niște chestii de pe Kitchen Shop, de fontă, mamă. Am dat mulți bani pe ele. Și le-am stricat ca proasta, că n-am știut să le folosesc, că a râs Hayat de mine, că trebuie ție de-astea, stai aia cu potolită. Păi dar cum le-ai stricat? Trebuie tratată fonta, trebuie tratată într-un fel, nu băgată la mașina de oase. Ah, ok. Alt, astea, noi, lasă că vorbim. Am mai făcut și prostii de-astea. Mi-a plăcut foarte mult că ai spus la un moment dat că fără stand-up viața ta n-ar mai avea niciun sens în dar că am fost mai dramatică și am zis că n-aș mai vrea să trăiesc, dar oricum... Da, i-am zis să... Trecem peste repede, da. Da. Chiar crezi că n-ai putea să faci nimic altceva în afară de stand-up? Aș putea, adică... nu-mi doresc.
aș putea să fac multe lucruri, sunt în stare să fac multe lucruri. Pentru mine cel mai important lucru pe care îl fac sunt show-urile mele live de stand-up. Eu sunt un performance artist de live, nu sunt gen influencer pe net. Deci cel mai important lucru pentru mine, ăla e acolo, în sală. Și aș fi tristă fără. Mi-a fost greu în pandemie să fac chestii pe net, să nu fiu în sală cu publicul. E lucrul meu preferat din lume, practic. Cât de important crezi că e, cât de importantă e inițiativa asta, Comedy Box-ul? Pentru că eu de fiecare dată când am vorbit despre asta cu oamenii care lucrează la platforma asta, mi-am dat seama că e un prim pas foarte important făcut înspre această chestiune de civilizare, de a plăti pentru conținutul pe care vrei să-l vezi și de a primi, evident, și conținut mai bun. Da, păi asta ne-am dorit să facem, de asta am lansat această platformă. Sperăm ca în niște ani de zile să se dezvolte din ce în ce mai mult și să fie, nu știu, un fel de Netflix în România, să poți să faci seriale și filme și producții din ce în ce mai mari. Momentan abia am lansat-o și suntem foarte la început cu ea. Punem un special de stand-up comedy pe lună și tot felul de content și podcasturi și emisiuni și cât putem noi de mult, efectiv. Avem și noi acum niște studiouri, începem ușor, ușor să o dezvoltăm. Mi se pare admirabilă inițiativa asta. Adică mi se pare de salutat și de încurajat orice curaj a unor oameni, a unui om sau a unor mai mulți oameni, de a-și băga niște bani în încercarea de a face niște Mulțumim. Chestii mai bune. Mulțumim frumos! Și vă, chiar mă bucur că am ocazia să mulțumesc și eu oamenilor care sunt cu noi pe Comedy Box, care plătesc abonamentul și care mi-au văzut specialul la care am muncit foarte mult și na. Mie mi se pare că ar fi păcat să nu vedeți ultimul special al Mariei Popovici, drept pentru care, sau drept care, cum zicea Alex Bogdan, cum e corect, drept pentru care sau drept care? Nu sunt persoana potrivită să întrebi. Ok. Mi-ai dat un răspuns prezidențiabil. Nu te întrebam ca să... Fac mișto. Te întrebam pentru că mi-a trimis Alex Bogdan un mesaj și îmi stă pe creier, cum mi-a zis că nu îți mai zice drept pentru care, zice drept care. Drept care, uitați-vă la special, mulțumesc mult! Uitați-vă la special, faceți-vă abonament la Comedy Box! Mulțumim mult că vă uitați la Comedy Box, apare un special nou în fiecare lună, sperăm că vă place, o să facem din ce în ce mai mult content, din ce în ce mai bun, mulțumesc mult că ai menționat de Comedy Box și... Mulțumim că v-ați uitat și la acest podcast. 28 octombrie începe a rula prin țară, prin cinematografe, Moartea în vacanță. Așadar, nu uitați de concursul nostru, Moartea în vacanță, în secțiunea de comentarii. Se aleg 10 comentarii câștigătoare. Fiecare comentariu câștigător câștigă 2 bilete din partea noastră, oriunde ar fi în țară, cu o singură condiție: să existe cinematograf la care să ruleze filmul. Că mai există cinematografe la care ruinează filme, nu rulează filme, cum ar fi la Iași, 2. Și așadar, asta e... Asta e cu concursul. Mai departe, Comedy Box am zis. Ce voiam eu să mai zic? Hai mai zic, că știu că am părut că am încheiat podcastul, dar nicio problemă că întârzi la doctor și probabil o să-mi fie greu. Întârzie Maria Popovici la doctor. Mie mi-ar fi plăcut să mai stăm. Haide, mai întreabă-mă ceva, uite, fii atent. Nu te mai întreb. Este fără 10, mai avem 10 minute și după aia plec la doctor. Îți trimis și rezultatele de la analize. Mai avem 10 minute? Da. Mamă, ce dramatic a sunat. Ultimele 10 minute. Ultimele 10 minute și trimit și rezultatele analizelor, ca să vezi că m-ai ținut, cine știe ce, să-mi iasă aiurea rezultatele. Păi nu, că asta e bine, pentru că tu, dacă ești o româncă adevărată, da, după ce îți ies analizele, da, îți trimit factura. Ferească Dumnezeu, odată, ferească Dumnezeu să zicem că-s proaste. Doamne ferește, bate-n lemn. Doamne ferește. Tu după aia ai spus să zici dacă ești româncă adevărată. Ei, da, valorile astea. De eu în ziua aia am fost la Țibul, că am ajuns la 5 la analize. Nu mâncasem până la ora 5. Cred că de asta n-am nicio problemă. Da, analize de sânge, chiar e 4. N-am mâncat până la ora asta, sunt la analize. Oameni buni, îi mulțumim foarte mult Mariei pentru prezența aici. Eu chiar bolavă, sunt super bucuros. Bolavă. Stă o femeie bolavă în podcast aici. Vreau să închei serios, dar nu se poate. A, bine. Deci nu mă mai întreb nimic, asta a fost tot. Ce să te mai întreb în 10 minute?
N-ai 10 minute durează să gândesc și să pun întrebarea. Că eu încep să vorbesc și încep să gândesc întrebarea în timp ce o pun deja. Pune o întrebare, fulger. N-avem. Nu sunt, să fac ca tine, nu sunt persoana care spune astfel de întrebări. Am înțeles. Bine. Avem întrebări fulger la alte emisiuni. Nu mă uit la ele și nu știu la ce te referi. Nici la podcastul ăsta nu m-am uitat niciodată. Nici la asta nu o să mă uit cu mine. La podcastul Vin de Poveste nu te uitat niciodată? N-ai pierdut nimic. Ca să fiu și eu autoironic, m-am sturat, s-a bătut pula de mine aici. Dar nici la ceva în care sunt eu nu mă uit. Și n-ai bătut, tu stai la podcasturile cu tine? Nu. Păi vezi, eu de ce să mă uit la podcasturile cu tine dacă te uitezi nici tu? Da. Să nu mai chemăm niciodată pe Maria Popovici la podcast. Mă mai, tocmai cum mai chemăm. Niciodată, notez. Tocmai cum mai chemăm. Numărul în agenda cu nu răspunde. Asta n-are nicio logică. Dacă treci un... Cu siguranță nu treci doar un număr cu nu răspunde. Da, eu am făcut asta cu mai multe numere și acum nu știu cine. Nu știi care nu răspunde sună. Exact. E o problemă. Exact. Pe mine când mă sună un număr acum, știi ce fac? Intru frumos, îl salvez, ca să pot să mă uit pe WhatsApp la poza lui, că poate îl cunosc. Din poză îmi dau seama că trebuia răspuns. Bravo. Și notez, necunoscut august, necunoscut septembrie. Excelent. Problema e că pe necunoscut martie aveam vreo 3, știi? Era curier. Și am răspuns fix alora care nu trebuiau. Da, na, se mai întâmplă și chestia asta. Oameni buni. Dacă v-a plăcut acest episod, nu uitați să-l răsplătiți cu cele mai importante chestiuni, și anume un like, un comentariu în secțiunea de comentarii și să-l distribuiți și prietenilor voștri dacă v-a plăcut suficient de mult încât să faceți asta. Pe Maria Popovici o găsiți conform programului ei la stand-up pe care îl veți regăsi dacă o urmăriți pe rețelele de socializare, miss.maria.popovici pe Instagram, căutați Maria Popovici că o găsiți, Maria Popovici și pe Facebook, Maria Popovici pe alte platforme pe unde mai există conturi aparținând dânsei. Filmul Moartea în vacanță 28 octombrie, iar eu vă mulțumesc din tot sufletul pentru cel mai important cadou din partea dumneavoastră, și anume timpul dumneavoastră, pe care ni l-ați oferit în aceste momente, urmărind acest episod. Maria, îți mulțumesc tare mult! Mulțumesc mult de invitație! Și să știi că o să te mai chem, chiar dacă nu ai să mai vii. Perfect, deci ca până acum 2 ani de zile. Constanță, tată! Doamne ajută! V-am pupat!